Faptele Sfinților Apostoli. Capitolul 1. Cuvântul cel dintâi l-a făcut o Teofile despre toate cele ce a început Iisus a face și a învăța, până în ziua în care s-a înălțat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales, cărora s-a și înfățișat pe sine viu după patima sa, prin multe semne doveditoare arătându-li se timp de 40 de zile și vorbind cele despre împărăția lui Dumnezeu. Și cu ei petrecând le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui pe care a zis el, ați auzit-o de la mine, că Ioan a botezat cu apă, iar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt nu mult după aceste zile. Iar ei adunându-se, îl întrebau zicând, Doamne, oare în acest timp vei așeza Tu la loc împărăția lui Israel? El a zis către ei, nu este al vostru a ști anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa, ci veți lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginea pământului. Și acestea zicând, pe când îi priveau, s-a înălțat și un nor l-a luat de la ochii lor, și privind ei, pe când el mergea la cer, iată doi bărbați au stat lângă ei îmbrăcați în haine albe, care au și zis, bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus care s-a înălțat de la voi la cer, astfel va și veni, precum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors la Ierusalim de la muntele ce se cheamă al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă. Și când au intrat, s-au suit în încăperea de sus, unde se adunau de obicei Petru și Ioan și Iacov și Andrei, Filip și Toma, Bartolomeu și Matei, Iacov al lui Alfeu și Simon Zelotul și Iuda al lui Iacov. Toți aceștia într-un cuget stăruiau în rugăciune împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui, și în zilele acelea, sculându-se Petru în mijlocul fraților, iar numărul lor era ca la 120, a zis, bărbați, frați, trebuia să se împlinească Scriptura aceasta pe care Duhul Sfânt, prin gura lui David, a spus-o dinainte despre Iuda, care s-a făcut călăuză celor ce l-au prins pe Iisus, căci era numărat cu noi și luase sorțul acestei slujiri, deci acesta a dobândit o țarină din plata nedreptății și căzând cu capul înainte a crăpat pe la mijloc și ei s-au vărsat toate măruntaiele. Și s-a făcut cunoscută aceasta tuturor celor ce locuiesc în Ierusalim, încât țarina aceasta s-a numit în limba lor Hacheldamah, adică țarina sângelui, căci este scris în cartea psalmilor, facă-se casa lui pustie și să nu aibă cine să locuiască în ea și slujirea lui să o ia altul. Deci trebuie ca unul din acești bărbați care s-au adunat cu noi în timpul cât a petrecut între noi, Domnul Iisus, începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care s-a înălțat de la noi, să fie împreună cu noi martor al învierii lui. Și-au pus înainte pe doi, pe Iosif, numit Barsaba, zis și Iustus, și pe Matia. Și rugându-se, au zis, Tu, Doamne, care cunoști inimile tuturor, arată pe care din aceștia doi l-ai ales, ca să ia locul acestei slujiri și al apostoliei din care Iuda a căzut, ca să meargă în locul lui. Și au tras la sorți și sorțul a căzut pe Matia și s-a socotit împreună cu cei 11 apostoli. Capitolul 2. Și când a sosit ziua cincizecimii, erau toți împreună în același loc și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt, ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei, și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul agrei. Și erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbați cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer, și iscându-se vuietul acela s-a adunat mulțimea și s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Și erau uimiți toți și se minunau zicând, iată, nu sunt aceștia care vorbesc toți galileeni? Și cum auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut? Parți și mezi și elamiți și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea și în Capadocia
în Pont și în Asia, în Frigia și în Pamfilia, în Egipt și în părțile Libiei cea de lângă Cirene, și romanii întreacăt, iudei și prozeliți, cretani și arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu. Și toți erau uimiți și nu se dumireau zicând unul către altul, ce va să fie aceasta? Iar alții, bajocurindu-i, ziceau că sunt plini de must, și stând pentru cu cei 11, a ridicat glasul și le-a vorbit, bărbați iudei și toți care locuiți în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscută și luați în urechi cuvintele mele, că aceștia nu sunt beți cum vi se pare vouă, căci este al treilea ceas din zi, și aceasta este ce s-a spus prin prorocul Ioil, iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul meu peste tot trupul și fiii voștri și fiicele voastre vor proroci și cei mai tineri ai voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vise vor visa, încă și peste slugile mele și peste slujnicile mele voi turna în acele zile din Duhul meu și vor proroci. Și minuni voi face sus în cer și jos pe pământ, semne, sânge, foc și fumegare de fum, soarele se va schimba în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului cea mare și strălucită. Și tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adevărat între voi, de Dumnezeu prin puteri, prin minuni și prin semne pe care le-a făcut prin El Dumnezeu, în mijlocul vostru, precum și voi știți, pe acesta fiind dat după sfatul cel rânduit și după știința cea dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați luat și pironindu-l prin mâinile celor fără de lege l-ați omorât, pe care Dumnezeu l-a înviat, deslegând durerile morții, întrucât nu era cu putință ca el să fie ținut de ea. Căci David zice despre el, totdeauna am văzut pe Domnul înaintea mea, căci el este de-a dreapta mea ca să nu mă clatin, de aceea s-a bucurat inima mea și s-a veselit limba mea, chiar și trupul meu se va odihni într-o nădejde, căci nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel sfânt al tău să vadă stricăciune, făcut-o mi-ai cunoscute căile vieții, cu înfățișarea ta mă vei umple de bucurie. Bărbați, frați, cuvine se a vorbi cu îndrăznire către voi despre strămoșul David că a murit și s-a îngropat, iar mormântul lui este la noi până în ziua aceasta. Deci el, fiind proroc și știind că Dumnezeu i s-a jurat cu jurământ să așeze pe tronul din rodul coapselor lui, mai înainte văzând a vorbit despre învierea lui Hristos, că n-a fost lăsat în iad sufletul lui și nici trupul lui n-a văzut putreziciune. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus, căruia noi toți suntem martori, deci înălțându-se prin dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, l-a revărsat pe acesta, cum vedeți și auziți voi, căci David nu s-a suit la ceruri, dar el a zis, zisa Domnul, Domnului meu, șezi de-a dreapta mea, până ce voi pune pe vrășmașii tăi așternut picioarelor tale. Cu siguranță că să știe, deci, toată casa lui Israel, că Dumnezeu pe acest Iisus pe care voi l-ați răstignit, l-a făcut Domn și Hristos. Ei, auzind acestea, au fost pătrunși la inimă și au zis către Petru și ceilalți apostoli, bărbați, frați, ce să facem? Iar Petru a zis către ei, pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Căci vouă este dată făgăduința și copiilor voștri și tuturor celor de departe, pe oricâți îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu alte mai multe vorbe mărturisea și îndemna zicând, mântuiți-vă de acest neam viclean. Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la 3000 de suflete și stăruiau în învățătura apostolilor și în împărtășire, în frângerea pâinii și în rugăciuni, și tot sufletul era cuprins de teamă, căci multe minuni și semne se făceau în Ierusalim prin apostoli și mare frică îi stăpânea pe toți. Iar toți cei ce credeau erau la oaltă și aveau toate de obște,
și își vindeau bunurile și averile și le împărțeau tuturor după cum avea nevoie fiecare. Și în fiecare zi stăruiau într-un cuget în templu și, frângând pâinea în casă, luau împreună hrana într-o bucurie și într-o curăție a inimii, lăudând pe Dumnezeu și având har la tot poporul, iar Domnul adăuga zilnic bisericii pe cei ce se mântuiau. Capitolul 3. Iar Petru și Ioan se suiau la templu pentru rugăciunea din ceasul al nouălea și era un bărbat olog din pântecele mamei sale, pe care îl aduceau și îl puneau în fiecare zi la poarta templului, zisă Poarta Frumoasă, ca să ceară milostenie de la cei ce intrau în templu, care, văzând că Petru și Ioan vor să intre în templu, le-a cerut milostenie, iar Petru, căutând spre el împreună cu Ioan, a zis: privește la noi, iar el se uita la ei cu luarea minte, așteptând să primească ceva de la ei. Iar Petru a zis: argint și aur nu am, dar ce am, aceea îți dau. În numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, scoală-te și umblă. Și apucându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat și îndată gleznele și tălpile picioarelor lui s-au întărit. Și sărind a stat în picioare și umbla și a intrat cu ei în templu, umblând și sărind și lăudând pe Dumnezeu. Și tot poporul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu și îl cunoșteau că el era cel care ședea pentru milostenie la Poarta Frumoasă a templului, și s-au umplut de uimire și de mirare pentru ceea ce i s-a întâmplat. Și ținându-se el de Petru și de Ioan, tot poporul, uimit, alerga la ei în pridvorul numit al lui Solomon, iar Petru, văzând aceasta, a răspuns către popor: bărbați israeliți, de ce vă mirați de acest lucru, sau de ce stați cu ochii ațintiți la noi ca și cum cu a noastră putere sau cu cernicie l-am fi făcut pe acesta să umble? Dumnezeul lui Avram și al lui Isaac și al lui Iacov, Dumnezeu părinților noștri, a slăvit pe Fiul Său Iisus, pe care voi l-ați predat și l-ați tăgăduit în fața lui Pilat, care găsise cu cale să le libereze. Dar voi v-ați lepădat de cel sfânt și drept și ați cerut să vă dăruiască un bărbat ucigaș, iar pe începătorul vieții l-ați omorât, pe care însă Dumnezeu l-a înviat din morți și ai cărui martori suntem noi. Și prin credința în numele Lui, pe acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți, l-a întărit numele Lui Iisus, și credința cea întru El i-a dat Lui întregirea aceasta a trupului înaintea voastră a tuturor. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut rău, ca și mai mari voștri, dar Dumnezeu a împlinit astfel cele ce vestise dinainte prin gura tuturor prorocilor, că Hristosul Său va pătimi. Deci pocăiți-vă și vă întoarceți ca să se șteargă păcatele voastre, ca să vină de la fața Domnului vremuri de ușurare și ca să vă trimită pe cel mai dinainte vestit vouă, pe Iisus Hristos, pe care trebuie să-L primească cerul până la vremile stabilirii din nou a tuturor celor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfinților Săi proroci din veac. Moise a zis către părinți: Domnul Dumnezeu va ridica vouă dintre frații voștri proroc ca mine, pe el să-l ascultați în toate câte vă va spune, și tot sufletul care nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit din popor. Iar toți prorocii de la Samuel și cei câți le-au urmat au vorbit și au vestit zilele acestea: voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a încheiat Dumnezeu cu părinții noștri, grăind către Avram, și într-o seminția ta se vor binecuvânta toate neamurile pământului. Dumnezeu, înviind pe Fiul Său, l-a trimis întâi la voi să vă binecuvinteze, ca fiecare să se întoarcă de la răutățile sale. Capitolul 4. Dar pe când vorbeau ei către popor, au venit peste ei preoții, căpetenia gărzii templului și saducheii, mâniindu-se că ei învață poporul și vestesc pentru Iisus învierea din morți. Și punând mâna pe ei, i-au pus sub pază până a doua zi, căci acum era seară. Totuși, mulți din cei ce auziseră cuvântul au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a făcut ca la 5.000. Și a doua zi s-au adunat căpetenile lor și bătrânii și cărturarii din Ierusalim, și Ana, arhiereul, și Caiafa, și Ioan, și Alexandru, și câți erau din neamul arhieresc, și punându-i în mijloc, îi întrebau: cu ce putere sau în al cui nume ați făcut voi aceasta?
Atunci Petru, plin fiind de Duhul Sfânt, le-a vorbit: căpetenii ale poporului și bătrânii ai lui Israel, fiindcă noi suntem astăzi cercetați pentru facere de bine unui om bolnav, prin cine a fost el vindecat, cunoscut să vă fie vouă tuturor și la tot poporul Israel, că în numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, întru acela stă, acesta sănătos înaintea voastră. Acesta este piatra cea neluată în seamă de către voi zidarii, care a ajuns în capul unghiului. Și într-un nimeni altul nu este mântuirea, căci nu este sub cer nici un alt nume dat între oameni în care trebuie să ne mântuim noi. Și văzând de îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, și știind că sunt oameni fără carte și simpli, se mirau și îi cunoșteau că fuseseră împreună cu Iisus. Și văzând pe omul cel tămăduit stând cu ei, n-aveau nimic de zis împotrivă, dar poruncindu-le să iasă afară din Sinedriu, vorbeau între ei zicând: ce vom face acestor oameni? Căci este învederat tuturor celor ce locuiesc în Ierusalim că prin ei s-a făcut o minune cunoscută și nu putem să tăgăduim. Dar ca aceasta să nu se răspândească mai mult în popor, să le poruncim cu amenințare să nu mai vorbească de numele acesta niciunui om. Și chemându-i, le-au poruncit ca nici de cum să nu mai grăiască, nici să mai învețe numele lui Iisus. Iar Petru și Ioan, răspunzând, au zis către ei: judecați dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm de voi mai mult decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim cele ce am văzut și am auzit. Dar ei, amenințându-i din nou, le-au dat drumul, negăsind niciun chip cum să-i pedepsească din cauza poporului, fiindcă toți slăveau pe Dumnezeu pentru ceea ce se făcuse. Căci omul cu care se făcuse această minune a vindecării avea mai mult ca 40 de ani. Fiind sloboziți, au venit la ei lor și le-au spus câte le-au vorbit lor arhierei și bătrânii, iar ei, auzind într-un cuget, au ridicat glasul către Dumnezeu și au zis: Stăpâne Dumnezeule, Tu care ai făcut cerul și pământul și marea și toate cele ce sunt în ele, care prin Duhul Sfânt și prin gura părintelui nostru David, slujitorul Tău, ai zis: pentru ce s-au întărâtat neamurile și popoarele au cugetat cele deșarte? Ridicat-u s-au regii pământului și căpeteniile s-au adunat la olaltă împotriva Domnului și împotriva unsului Lui. Căci asupra Sfântului Tău Fiu Iisus, pe care Tu l-ai uns, s-au adunat la olaltă cu adevărat în cetatea aceasta și Irod și Pontius Pilat cu păgânii și cu popoarele lui Israel, ca să facă toate câte mâna Ta și sfatul Tău mai dinainte au rânduit să fie. Și acum, Doamne, caută spre amenințările lor și dă robilor Tăi să grească cuvântul Tău cu toată îndrăzneala, întinzând dreapta Ta spre vindecare și săvârșind semne și minuni prin numele Sfântului Tău Fiu Iisus. Și pe când se rugau astfel, s-a cutremurat locul în care erau adunați și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și grăiau cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu. Iar inima și sufletul mulțimii celor ce au crezut erau una și niciunul nu zicea că este al său ceva din averea sa, ci toate le erau de obște. Și cu mare putere apostolii mărturiseau despre învierea Domnului Iisus Hristos și mare har era peste ei toți. Și nimeni nu era între ei lipsit, fiindcă toți câți aveau țarini sau case le vindeau și aduceau prețul celor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor și se împărțeau fiecăruia după cum avea cineva trebuință. Iar Iosif, cel numit de apostol Barnaba, care se tâlcuiește fiul mângâierii, un levit născut din Cipru, având țarină și vânzând-o, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Capitolul 5. Iar un om anume Anania, cu Safira, femeia lui, și-a vândut țarina, și-a dosit din preț, știind și femeia lui, și aducând o parte, a pus-o la picioarele apostolilor. Iar Petru a zis: Anania, de ce a umplut Satana inima ta ca să minți tu Duhului Sfânt și să dosești din prețul țarinei? Oare, păstrând-o, nu-ți rămânea ție și vândută nu era în stăpânirea ta? Pentru ce ai pus în inima ta lucrul acesta? N-ai mințit oamenilor, ci lui Dumnezeu. Iar Anania, auzind de aceste cuvinte, a căzut și a murit.
și frică mare i-a cuprins pe toți care au auzit, și sculându-se cei mai tineri l-au înfășurat și scoțându-l afară, l-au îngropat. După un răstimp ca de 3 ceasuri a intrat și femeia lui, neștiind ce se întâmplase, iar Petru a zis către ea, spune-mi dacă ați vândut țarina cu atât, iar ea a zis, da, cu atât, iar Petru a zis către ea, de ce v-ați învoit voi să ispitiți Duhul lui Dumnezeu? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor scoate afară și pe tine. Și ea a căzut îndată la picioarele lui Petru și a murit. Și intrând tinerii au găsit-o moartă și scoțându-o afară, a îngropat-o lângă bărbatul ei. Și frică mare a cuprins toată biserica și pe toți care au auzit acestea. Iar prin mâinile apostolilor se făceau semne și minuni multe în popor și erau toți într-un cuget în pridvorul lui Solomon. Și nimeni dintre ceilalți nu cuteza să se alipească de ei, dar poporul îi lăuda. Și din ce în ce mai mult se adăugau cei ce credeau în Domnul, mulțime de bărbați și de femei, încât scoteau pe cei bolnavi în ulițe și puneau pe paturi și pe tărci, ca venind Petru măcar umbra lui să umbrească pe vreunul dintre ei. Și se aduna și mulțimea din cetățile din prejurul Ierusalimului, aducând bolnavi și bântuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Și sculându-se arhiereul și toți cei împreună cu el, cei din restul saducheilor s-au umplut de pismă și au pus mâna pe apostol și i-au băgat în temnița obștească. Iar un înger al Domnului în timpul nopții a deschis ușile temniței și scoțându-i le-a zis, mergeți și stând grăiți poporului în templu toate cuvintele vieții acesteia. Și auzind, au intrat de dimineață în templu și învățau, dar venind arhiereul și cei împreună cu el, au adunat sinedriul și tot sfatul bătrânilor fiilor lui Israel și au trimis la temniță să-i aducă pe apostoli. Dar ducându-se, slugile nu i-au găsit în temniță și întorcându-se au vestit zicând, temnița am găsit-o încuiată în toată siguranța și pe paznici stând la uși, dar când am descuiat înăuntru n-am găsit pe nimeni. Când au auzit aceste cuvinte, căpetenia pazei templului și arhierei erau nedumeriți cu privire la ei ce ar putea să fie aceasta. Dar venind cineva le-a dat de veste, iată bărbații pe care i-ați pus în temniță sunt în templu stând și învățând poporul. Atunci, ducându-se, căpetenia pazei templului împreună cu slujitorii i-au adus, dar nu cu sila, că se temeau de popor să nu-i omoare cu pietre. Și aducându-i, i-au pus în fața sinedriului, iar arhiereul i-a întrebat zicând, au nu v-am poruncit vouă cu poruncă să nu mai învățați în numele acesta? Și iată ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și voiți aduceți asupra noastră sângele acestui om. Iar Petru și apostolii răspunzând au zis, trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât spânzurându-l pe lemn. Pe acesta Dumnezeu, prin dreapta sa, l-a înălțat stăpânitor și mântuitor, ca să dea lui Israel pocăință și iertarea păcatelor. Și suntem martori ai acestor cuvinte noi și Duhul Sfânt, pe care Dumnezeu l-a dat celor ce-l ascultă. Iar ei, auzind, se mâniau foarte și se sfătuiau să-i omoare. Și ridicându-se în sinedriu un fariseu anume Gamaliel, învățător de lege, cinstit de tot poporul, a poruncit să-i scoată pe oameni afară puțin și a zis către ei, bărbați israeliți, luați aminte la voi ce aveți să faceți cu acești oameni, că înainte de zilele acestea s-a ridicat Teudas zicând că el este cineva, căruia ei s-au alăturat un număr de bărbați ca la 400, care a fost ucis și toți câți l-au ascultat au fost risipiți și nimiciți. După aceasta s-a ridicat Iuda Galileianul în vremea numărătorii și a atras popor mult după el și acela a pierit și toți câți au ascultat de el au fost împrăștiați. Și acum zic vouă, feriți-vă de oamenii aceștia și lăsați-i, căci dacă această hotărâre sau lucrul acesta este de la oameni, se va nimici, iar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea să-i nimiciți, ca nu cumva să vă aflați și luptători împotriva lui Dumnezeu. Și l-au ascultat pe el și chemând pe apostoli și bătându-i, le-au poruncit să nu mai vorbească în numele lui Iisus și le-au dat drumul.
iar ei au plecat din fața Sinedriului bucurându-se că s-au învrednicit pentru numele Lui să sufere ocară. Și toată ziua în templu și prin case nu încetau să învețe și să binevestească pe Hristos Iisus. Capitolul 6. În zilele acelea, înmulțindu-se ucenicii eleniștii iudei, murmurau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la slujirea cea de fiecare zi. Și chemând cei 12, mulțimea ucenicilor au zis, nu este drept ca noi, lăsând deoparte cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la mese. Drept aceea, fraților, căutați 7 bărbați dintre voi, cu nume bun, plin de Duh Sfânt și de înțelepciune, pe care noi să-i rânduim la această slujbă. Iar noi vom stărui în rugăciune și în slujirea cuvântului. Și a plăcut cuvântul înaintea întregii mulțimi și au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duh Sfânt, și pe Filip și pe Prohor și pe Nicanor și pe Timon și pe Parmena și pe Nicolae, prozelit din Antiohia, pe care i-au pus înaintea apostolilor și ei, rugându-se, și-au pus mâinile peste ei. Și cuvântul lui Dumnezeu creștea și se înmulțea foarte numărul ucenicilor în Ierusalim, încă și mulțime de preoți se supuneau credinței. Iar Ștefan, plin de har și de putere, făcea minuni și semne mari în popor și s-au ridicat unii din sinagoga ce se zicea a libertinilor și a cirenenilor și a alexandrinilor și a celor din Cilicia și din Asia, sfădindu-se cu Ștefan. Și nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și a Duhului cu care îl vorbea. Atunci au pus pe niște bărbați să zică, l-am auzit spunând cuvinte de hulă împotriva lui Moise și a lui Dumnezeu. Și-au întărătat poporul și pe bătrâni și pe cărturari și, năvălind asupra ei, l-au răpit și l-au dus în Sinedriu. Și-au pus martori mincinoși care ziceau, acest om nu încetează a vorbi cuvinte de hulă împotriva acestui loc sfânt și a legii. Că l-am auzit zicând că Iisus Nazarineanul acesta va strica locul acesta și va schimba datinile pe care ni le-a lăsat nou Moise, și ațintindu-și ochii asupra lui, toți cei ce ședeau în Sinedriu au văzut fața lui ca o față de înger. Capitolul 7. Și a zis arhiereul, adevărate sunt acestea? Iar el a zis, bărbați, frați și părinți, ascultați! Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Avram când era în Mesopotamia, mai înainte de a locui în Haran, și a zis către el, ieși din pământul tău și din rudenia ta și vino în pământul pe care ți-l voi da arăta. Atunci, ieșind din pământul caldeilor, a locuit în Haran, iar de acolo, după moartea tatălui său, l-a strămutat în această țară în care locuiți voi acum. Și nu i-a dat moștenire în ea nici o palmă de pământ, ci a făgăduit că i-o va da lui spre stăpânire și urmașilor lui după el, neavând el copii. Și Dumnezeu a vorbit astfel, urmașii lui vor fi străini pământ străin și acolo îi vor robi și vor asupri 400 de ani. Și pe poporul la care vor fi robi, eu îl voi judeca, a zis Dumnezeu, iar după acestea vor ieși și îmi vor sluji mie în locul acesta. Și a dat legământul tăierii împrejur și așa a născut pe Isaac și l-a tăiat împrejur a 8-a zi. Și Isaac a născut pe Iacov și Iacov pe cei 12 patriarhi și patriarhii pismuind pe Iosif, l-au vândut în Egipt, dar Dumnezeu era cu el și l-a scos din toate necazurile lui și a dat lui har și înțelepciune înaintea lui Faraon, regele Egiptului, iar acesta l-a pus mai mare peste Egipt și peste toată casa lui. Și a venit foamete peste tot Egiptul și peste Canaan și strâmtorare mare și părinții noștri nu mai găseau hrană. Și Iacov, auzind că este greu în Egipt, a trimis pe părinții noștri întâia oară. Iar a doua oară Iosif s-a făcut cunoscut fraților săi și Faraon a aflat neamul lui Iosif. Și Iosif, trimițând, a chemat pe Iacov, tatăl său, și toată rudenia sa cu 75 de suflete. Și Iacov s-a coborât în Egipt și a murit și el și părinții noștri și au fost strămutați la Sichem și au fost puși în mormântul pe care Avram l-a cumpărat cu preț de argint de la fiul lui Emor în Sichem. Dar cum se apropia vremea făgăduinței pentru care s-a jurat Dumnezeu lui Avram, a crescut poporul și s-a înmulțit în Egipt, până când s-a ridicat peste Egipt alt rege care nu știa de Iosif.
Acesta, purtându-se ca un viclean cu neamul nostru, a asuprit pe părinții noștri să-și repede pruncii lor ca să nu mai trăiască. În vremea aceea s-a născut Moise și era plăcut lui Dumnezeu și 3 luni a fost hrănit în casa tatălui său și, fiind lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe fiul al ei și a fost învățat Moise în toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvintele și în faptele lui. Iar când a împlinit 40 de ani, și-a pus în gând să cerceteze pe frații săi, fiii lui Israel, și văzând pe unul dintre ei că suferă strâmbătate, l-a apărat și, omorând pe egiptean, a răzbunat pe cel asuprit. Și el credea că frații săi vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, le dăruiește izbăvire, dar ei n-au înțeles. Și a doua zi s-a arătat unora care se băteau și i-a îndemnat la pace, zicând: bărbaților, sunteți frați, de ce vă faceți rău unul altuia? Dar cel ce asuprea pe aproapele l-a îmbrâncit, zicând: cine te-a pus pe tine domn și judecător peste noi? Nu cumva vrei să mă omor cum ai omorât ieri pe egiptean? La acest cuvânt Moise a fugit și a trăit ca străin în țara Madian, unde a născut 2 fii. Și după ce s-au împlinit 40 de ani, îngerul Domnului s-a arătat în pustiul muntelui Sinai, în flacăra focului unui rug. Iar Moise, văzând, s-a minunat de vedenie, dar când s-a apropiat ca să ia seama mai bine, a fost glasul Domnului către el: eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Și Moise, tremurând, nu îndrăznea să privească, iar Domnul i-a zis: desleagă încălțămintea picioarelor tale, căci locul pe care stai este pământ sfânt. Privind, am văzut asuprirea poporului meu în Egipt și suspinul lor l-am auzit și m-am pogorât ca să scot și acum vino să te trimit în Egipt. Pe Moise acesta, de care s-au lepădat, zicând: cine te-a pus pe tine domn și judecător? Pe acesta l-a trimis Dumnezeu, domn și răscumpărător, prin mâna îngerului care îi se arătase lui în rug. Acesta i-a scos afară, făcând minuni și semne în țara Egiptului și în Marea Roșie și în pustie, timp de 40 de ani. Acesta este Moise, cel ce a zis fiilor lui Israel: proroc ca mine vă va ridica Dumnezeu din frații voștri, pe el să-l ascultați. Acesta este cel ce a fost la adunarea în pustie cu îngerul care a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, primind cuvinte de viață ca să ni le dea nouă. De aceea asta n-au voit să asculte părinții noștri, ci l-au lepădat și inimile lor s-au întors către Egipt, zicând lui Aaron: fă-ne Dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci acestui Moise care ne-a scos din țara Egiptului nu știm ce i s-a întâmplat. Și-au făcut în zilele acelea un vițel și au adus idolului jertfă și se veseleau de lucrurile mâinilor lor. Și s-a întors Dumnezeu și a dat pe ei să slujească oștirii cerului, precum este scris în cartea prorocilor: adusați voi mie casa lui Israel timp de 40 de ani în pustie, jungheri și jertfe. Și a spurtat cortul lui Moloch și steaua Dumnezeului vostru Remfan, chipurile pe care le-ați făcut ca să vă închinați la ele, de aceea vă voi strămuta dincolo de Babilon. Părinții noștri aveau în pustie cortul mărturiei, precum o rânduise cel ce a vorbit cu Moise, ca să-l facă după chipul pe care îl văzuse. Și pe acesta, primindu-l, părinții noștri l-au adus cu Iosua în țara stăpânită de neamuri, pe care Dumnezeu le-a izgonit din fața părinților noștri până în zilele lui David, care a aflat har înaintea lui Dumnezeu și a cerut să găsească un locaș pentru Dumnezeul lui Iacov. Iar Solomon i-a zidit lui casă, dar cel preanalt nu locuiește în temple făcute de mâini, precum zice prorocul: cerul este tronul meu și pământul așternut picioarelor mele. Ce casă îmi vezi zidi mie, zice Domnul, sau care este locul odihnei mele? Nu mâna mea a făcut toate acestea? Voi cei tari în cerbice și ne tăiați împrejur la inimă și la urechi, voi pururea stați împotrivă Duhului Sfânt, precum părinții voștri, așa și voi, pe care dintre proroci nu l-au prigonit părinții voștri și au ucis pe cei ce au vestit mai dinainte sosirea celui drept, ai cărui vânzător și ucigaș v-ați făcut voi acum, voi care ați primit legea într-un rânduiel de la înger și n-ați păzit-o. Iar ei, auzind acestea, frământau de furie în inimile lor și scrâșneau din dinți împotriva lui. Iar Ștefan,
fiind plin de Duh Sfânt și privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu și a zis, Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, strigând cu glas mare, și-au astupat urechile și i-au năvălit asupra lui, și scoțându-l afară din cetate, îl băteau cu pietre, iar martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul, și îl băteau cu pietre pe Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu! Și îngenunchind a striga cu glas mare, Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta! Și zicând acestea, a murit. Capitolul 8. Și Saul s-a făcut părtaș la uciderea lui și s-a făcut în ziua aceea prigoană mare împotriva bisericii din Ierusalim, și toți afară de apostol s-au împrăștiat prin ținuturile Iudeii și ale Samariei. Iar bărbați cu cernici au îngropat pe Ștefan și au făcut plângere mare pentru el, și Saul pustia biserica intrând prin casă și târând pe bărbați și pe femei, îi preda la temniță, iar cei ce se împrăștiaseră străbăteau țara, binevestind cuvântul, iar Filip, coborându-se într-o cetate a Samariei, le propovăduia pe Hristos și mulțimile luau aminte într-un cuget la cele spuse de către Filip, ascultându-l și văzând semnele pe care le săvârșea, căci din mulți care aveau duhuri necurate, strigând cu glas mare, ele ieșeau și mulți slăbănogi și șchiopi s-au vindecat. Și s-a făcut mare bucurie în cetatea aceea, dar era mai dinainte în cetate un bărbat anume Simon, vrăjind și uimind neamul Samariei, zicând că el este cineva mare la care luau aminte toți, de la mic și până la mare, zicând, Acesta este puterea lui Dumnezeu, numită cea mare, și luau aminte la el, fiindcă de multă vreme cu vrăjile lui îi uimise, iar când au crezut lui Filip, care le propovăduia despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele lui Iisus Hristos, bărbați și femei se botezau, iar Simon a crezut și el și botezându-se, era mereu cu Filip și văzând semnele și minunile mari ce se făceau, era uimit. Iar apostolii din Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan, care, coborând, s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pocoruse încă peste niciunul dintre ei, ci erau numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci își puneau mâinile peste ei și ei luau Duhul Sfânt, și Simon, văzând că prin punerea mâinilor apostolilor se dă Duhul Sfânt, le-a adus bani zicând, Dați-mi și mie puterea aceasta ca acela pe care voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Iar Petru a zis către el, Banii tăi să fie cu tine spre pierzare, căci ai socotit că darul lui Dumnezeu se agonisește cu bani. Tu n-ai parte nici moștenire la chemarea aceasta, pentru că inima ta nu este dreaptă înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te deci de această răutate a ta și te roagă lui Dumnezeu, doar ți se va ierta cucetul inimii tale, căci într-o amărăciune a fierii și într-o legătura nedreptății te văd că ești. Și răspunzând, Simon a zis, Rugați-vă voi la Domnul pentru mine, ca să nu vină asupra mea nimic din cele ce a zis. Iar ei, mărturisind și grăind cuvântul Domnului, s-au întors la Ierusalim și în multe sate ale samarinenilor binevesteau. Și un înger al Domnului i-a grăit către Filip zicând, Ridică-te și mergi spre miază zi, pe calea care coboară de la Ierusalim la Gaza, aceasta este pustie. Și ridicându-se a mers și iată un bărbat din Etiopia, famen, mare dregător, al Candachiei, regina Etiopiei, care era peste toată visteria ei și care venise la Ierusalim ca să se închine, se întorcea acasă și șezând în carul său citea pe prorocul Isaia, iar Duhul i-a zis lui Filip, apropie-te și te alipește de carul acesta. Și alergând Filip, l-a auzit citind pe prorocul Isaia și a zis, înțelegi oare ce citești? Iar el a zis, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se urce și să șadă cu el. Iar locul din scriptură pe care îl citea era acesta, ca un miel care se aduce spre junghiere și ca o oaie fără de glas,
înaintea celui ce otunde, așa nu și-a deschis gura sa, într-o smerenia lui judecata lui s-a ridicat și neamului cine îl va spune, că se ridică de pe pământ viața lui, iar famenul răspunzând a zis lui Filip, rogu-te despre cine zice prorocul acesta, despre sine ori despre altcineva. Iar Filip, deschizând gura sa și începând de la scriptura aceasta, i-a binevestit pe Iisus. Și pe când mergeau pe cale, au ajuns la o apă, iar famenul a zis, iată apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi din toată inima, este cu putință. Și el răspunzând a zis, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și a poruncit să stea carul și s-au coborât amândoi în apă, și Filip și famenul și l-a botezat. Iar când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut și el s-a dus în calea sa bucurându-se. Iar Filip s-a aflat în Azot și mergând bine vestea prin toate cetățile până ce a sosit în Cezarea. Capitolul 9. Iar Saul, suflând încă amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului, a mers la arhiereu și a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va afla acolo pe vreunii, atât bărbați cât și femei, că merg pe calea aceasta să-i aducă legați la Ierusalim. Dar pe când călătorea el și se apropia de Damasc, o lumină din cer ca de fulger l-a învăluit deodată și căzând la pământ a auzit un glas zicându-i, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Iar el a zis, cine ești, Doamne? Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești, greu ți este să-l izbești cu piciorul înțepușă. Și el tremurând și înspăimântat fiind a zis, Doamne, ce voi să fac? Iar Domnul i-a zis, ridică-te, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Iar bărbații care erau cu el pe cale stăteau înmărmuriți, auzind glasul, dar nevăzând pe nimeni. Și s-a ridicat Saul de la pământ, dar deși avea ochii deschiși, nu vedea nimic, și luându-l de mână l-au dus în Damasc. Și 3 zile a fost fără vedere și n-a mâncat nici n-a băut, și era în Damasc un ucenic anume Anania, și Domnul i-a zis în vedenie, Anania, iar el a zis, iată-mă, Doamne. Și Domnul a zis către el, sculându-te, mergi pe ulița care se cheamă Ulița Dreaptă, și caută în casa lui Iuda pe un om din Tars cu numele Saul, că iată se roagă. Și a văzut în vedenie pe un bărbat anume Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să vadă iarăși. Și a răspuns Anania, Doamne, despre bărbatul acesta am auzit de la mulți câte rele a făcut sfinților tăi în Ierusalim. Și aici are putere de la arhierei să lege pe toți care cheamă numele tău. Și a zis Domnul către el, mergi, fiindcă acesta mi este vas ales ca să poarte numele meu înaintea neamurilor și a regilor și a fiilor lui Israel, căci eu îi voi arăta câte trebuie să pătimească el pentru numele meu. Și a mers Anania și a intrat în casă și punându-și mâinile pe el a zis, frate Saul, Domnul Iisus, Cel ce ți s-a arătat pe calea pe care tu veneai, m-a trimis ca să vezi iarăși și să te umpli de Duh Sfânt. Și îndată au căzut de pe ochii lui ca niște solzi și a văzut iarăși și sculându-se a fost botezat și luând mâncare s-a întărit și a stat cu ucenicii din Damasc câteva zile. Apoi propovăduia în sinagogi pe Iisus că acesta este Fiul lui Dumnezeu și se mirau toți care îl auzeau și ziceau, nu este oare acesta cel care prigonea în Ierusalim pe cei ce cheamă acest nume și a venit aici pentru aceea ca să-i ducă pe ei legați la arhierei? Și Saul se întărea mai mult și tulbura pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că acesta este Hristos. Și după ce au trecut destule zile, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și s-a făcut cunoscut lui Saul vicleșugul lor și ei păzeau porțile și ziua și noaptea ca să-l ucidă. Și luându-l ucenicii lui noaptea, l-au coborât peste zid, lăsându-l jos într-un coș. Și venind la Ierusalim, Saul încerca să se alipească de ucenici și toți se temeau de el, necrezând că este ucenic. Iar Barnaba, luându-l pe el, l-a dus la apostol și le-a istorisit cum a văzut pe cale pe Domnul și că el i-a vorbit lui și cum a propovăduit la Damasc
cu îndrăzneală în numele lui Iisus și erau cu ei intrând și ieșind în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului și vorbea și se sfădea cu eleniștii, iar ei căutau să-l ucidă, dar frații, aflând aceasta, l-au dus pe Saul la Cezarea și de acolo l-au trimis la Tars. Deci biserica în toată Iudeia și Galileea și Samaria avea pace, zidindu-se și umblând în frica de Domnul și sporea prin mângâierea Duhului Sfânt. Și trecând Petru pe la toți, a coborât și la sfinții care locuiau în Lida. Și acolo a găsit pe un om, anume Enea, care de 8 ani zăcea în pat, fiindcă era paralitic. Și Petru i-a zis: Enea, te vindecă Iisus Hristos. Ridică-te și strânge patul, și îndată s-a ridicat. Și l-au văzut toți cei ce locuiau în Lida și în Saron, care s-au și întors la Domnul. Iar în Iope era o uceniță cu numele Tavita, care, tâlcuindu-se, se zice că prioară, aceasta era plină de fapte bune și de milosteniile pe care le făcea, și în zilele acelea ea s-a îmbolnăvit și a murit, și scăldându-o, au pus-o în camera de sus. Și fiind aproape Lida de Iope, ucenicii, auzind că Petru este în Lida, au trimis pe 2 bărbați la el, rugându-l: nu preceta să vii până la noi. Și Petru, sculându-se, a venit cu ei. Când a sosit, l-au dus în camera de sus și l-au înconjurat toate văduvele, plângând și arătând cămășile și hainele câte le făcea căprioara pe când era cu ele. Și Petru, scoțând afară pe toți, a îngenunchiat și s-a rugat și, întorcându-se către trup, a zis: Tavita, scoală-te! Iar ea și-a deschis ochii și, văzând pe Petru așezut și dându-i mâna, Petru a ridicat-o și, chemând pe sfinți și pe văduve, le-a dat-o vie. Și s-a făcut cunoscută aceasta în întreaga Iope și mulți au crezut în Domnul și el a rămas în Iope multe zile la un oarecare Simon Tăbăcar. Capitolul 10. Iar în Cezarea era un bărbat cu numele Corneliu, sutaș, din cohorta ce se chema Italica, cucernic și temător de Dumnezeu, cu toată casa lui și care făcea multe milostenii poporului și se ruga lui Dumnezeu totdeauna. Și a văzut în vedenie lămurit, cam pe la ceasul al 9-lea din zi, un înger al lui Dumnezeu intrând la el și zicându-i: Corneliu! Iar Corneliu, căutând spre el și înfricoșându-se, a zis: ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: rugăciunile tale și milostenile tale s-au suit spre pomenire înaintea lui Dumnezeu. Și acum trimite bărbați la Iope și cheamă să vină un oarecare Simon, care se numește și Petru. El este găzduit la un oarecare Simon Tăbăcar, a cărui casă este lângă mare. Acesta îți va spune ce să faci. Și după ce s-a dus în îngerul care vorbea cu el, Corneliu a chemat 2 din slugile sale de casă și pe un ostaș cucernic din cei ce îi erau mai apropiați. Și după ce le-a istorisit toate, i-a trimis la Iope. Iar a doua zi, pe când ei mergeau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit pe acoperiș să se roage pe la ceasul al 6-lea. Și i s-a făcut foame și voia să mănânce, dar pe când ei îi pregăteau să mănânce, a căzut în extaz și a văzut cerul deschis și coborându-se ceva ca o față mare de pânză, legată în 4 colțuri, lăsându-se pe pământ. În ea erau toate dobitoacele cu 4 picioare și târătoarele pământului și păsările cerului. Și glas a fost către el: sculându-te, Petre, junghe și mănâncă. Iar Petru a zis: nici de cum, Doamne, că niciodată n-am mâncat nimic spurcat și necurat. Și iarăși a doua oară a fost glas către el: cele ce Dumnezeu a curățit, tu să nu le numești spurcate. Și aceasta s-a făcut de 3 ori și îndată acel ceva s-a ridicat la cer. Pe când Petru nu se dumirea pentru sine ce ar putea să fie vedenia pe care o văzuse, iată bărbații cei trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, s-au oprit la poartă și strigând întrebau dacă Simon, numit Petru, este găzduit acolo. Și tot gândindu-se Petru la vedenie, Duhul i-a zis: iată, 3 bărbați te caută, ci sculându-te, coboară-te și mergi împreună cu ei, de nimic îndoindu-te, fiindcă eu i-am trimis.
Și Petru, coborându-se la bărbații trimiși la el de Corneliu, le-a zis: Iată, eu sunt acela pe care îl căutați, care este pricina pentru care ați venit? Iar ei au zis: Corneliu sutașul, om drept și temător de Dumnezeu și mărturisit de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de către un sfânt înger să trimită să te cheme acasă la el ca să audă cuvinte de la tine. Deci, chemându-i înăuntru, i-a găzduit, iar a doua zi, sculându-se, a plecat împreună cu ei, iar câțiva din frații cei din Iope l-au însoțit. Și în ziua următoare au intrat în Cezarea, iar Corneliu îi aștepta și chemase acasă la el rudenile sale și prietenii cei mai de aproape. Și când a fost să intre Petru, Corneliu, întâmpinându-l, i s-a închinat căzând la picioarele lui, iar Petru l-a ridicat zicându-i: Scoală-te și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat și a găsit pe mulți adunați și a zis către ei: Voi știți că nu se cuvine unui bărbat iudeu să se unească sau să se apropie de cel de al neam, dar mie Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea, chemat fiind să vin, am venit fără împotrivire, deci vă întreb pentru care cuvânt ați trimis după mine. Corneliu a zis: Acum 4 zile eram postind până la ceasul acesta și mă rugam în casa mea, în ceasul a 9-lea, și iată un bărbat în haină strălucitoare a stat în fața mea. Și el a zis: Corneliu, a fost ascultată rugăciunea ta și milostenile tale au fost pomenite înaintea lui Dumnezeu. Trimite deci la Iope și cheamă pe Simon, cel ce se numește Petru. El este găzduit în casa lui Simon, tăbăcarul lângă mare. Deci, îndată am trimis la tine și tu ai făcut bine că ai venit. Și acum noi toți suntem de față înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm toate cele poruncite ție de Domnul. Iar Petru, deschizându-și gura, a zis: Cu adevărat înțeleg că Dumnezeu nu este părtinitor, ci în orice neam, cel ce se teme de El și face dreptate este primit de El. Și El a trimis fiilor lui Israel cuvântul, binevestind pacea prin Iisus Hristos, acesta este Domn peste toate. Voi știți cuvântul care a fost în toată Iudeea, începând din Galileea, după botezul pe care l-a propovăduit Ioan, adică despre Iisus din Nazaret, cum a uns Dumnezeu cu Duhul Sfânt și cu putere pe acesta, care a umblat făcând bine și vindecând pe toți cei asupriți de diavolul, pentru că Dumnezeu era cu el. Și noi suntem martori pentru toate cele ce a făcut el și în țara iudeilor și în Ierusalim. Pe acesta l-a omorât spânzurându-l pe lemn, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a dat să se arate nu la tot poporul, ci nouă martorilor dinainte rânduiți de Dumnezeu, care am mâncat și am băut cu el după învierea lui din morți. Și ne-a poruncit să propovăduim poporului și să mărturisim că el este cel rânduit de Dumnezeu să fie judecător al celor vii și al celor morți. Despre acesta mărturisesc toți prorocii, că tot cel ce crede în el va primi iertarea păcatelor prin numele lui. Încă pe când Petru vorbea aceste cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste toți cei care ascultau cuvântul. Iar credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți pentru că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri, căci îi auzeau pe ei vorbind în limbi și slăvind pe Dumnezeu. Atunci a răspuns Petru: Poate oare cineva să oprească apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit ca aceștia să fie botezați în numele lui Iisus Hristos. Atunci l-au rugat pe Petru să rămână la ei câteva zile. Capitolul 11. Apostolii și frații care erau prin Iudeea au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când Petru s-a suit în Ierusalim, credincioșii și tăiați împrejur se împotriveau zicându-i: A intrat la oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. Și începând Petru le-a înfățișat pe rând zicând: Eu eram în cetatea Iope și mă rugam și am văzut în extaz o vedenie ceva coborându-se ca o față mare de pânză, legată în 4 colțuri, lăsându-se în jos din cer și a venit până la mine. Privind spre aceasta cu luarea minte, am văzut dobitoacele cele cu 4 picioare ale pământului și fiarele și târătoarele și păsările cerului. Și am auzit un glas care îmi zicea: Sculându-te, Petre, junghe și mănâncă. Și am zis:
Nici de cum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea, și glasul mi-a crăit a doua oară din cer, cele ce Dumnezeu a curățit, Tu să nu le numești spurcate. Și aceasta s-a făcut de trei ori și au fost luate iarăși toate în cer, și iată îndată trei bărbați trimiși de la Cezarea către mine s-au oprit la casa în care eram, iar Duhul mi-a zis să merg cu ei de nimic îndoindu-mă. Și au mers cu mine și acești șase frați și am intrat în casa bărbatului și el ne-a povestit cum a văzut îngerul stând în casa lui și zicând: trimite la Iope și cheamă pe Simon, cel numit și Petru, care va grăi către tine cuvinte prin care te vei mântui tu și toată casa ta. Și când am început eu să vorbesc, Duhul Sfânt a căzut peste ei, ca și peste noi la început, și mi-am adus aminte de cuvântul Domnului când zicea: Ioan a botezat cu apă, voi însă vă veți boteza cu Duh Sfânt. Deci, dacă Dumnezeu a dat lor același dar ca și nouă, acelora care au crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu ca să-L pot opri pe Dumnezeu? Auzind acestea, au tăcut și au slăvit pe Dumnezeu zicând: așadar și neamurilor le-a dat Dumnezeu pocăința spre viață. Deci cei ce se risipiseră din cauza tulburării făcute pentru Ștefan au trecut până în Fenicia și în Cipru și în Antiohia, nimănui grăind cuvântul decât numai iudeilor. Și erau unii dintre ei bărbați, ciprieni și cireneni, care, venind din Antiohia, vorbeau și către elini, binevestind pe Domnul Iisus. Și mâna Domnului era cu ei și era mare numărul celor care au crezut și s-au întors la Domnul, și vorba despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Acesta, sosind și văzând harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și îndemna pe toți să rămână în Domnul cu inimă statornică, căci era bărbat bun și plin de Duh Sfânt și de credință, și s-a adăugat Domnului mulțime multă. Și a plecat Barnaba la Tars ca să caute pe Saul, și aflându-l l-a adus la Antiohia, și au stat acolo un an întreg adunându-se în biserică și învățând mult popor, și în Antiohia întâia oară ucenicii s-au numit creștini. În acele zile s-au coborât de la Ierusalim în Antiohia prorocii, și sculându-se unul dintre ei cu numele Agav, a arătat prin Duhul că va fi în toată lumea foamete mare, care a și fost în zilele lui Claudiu. Iar ucenicii au hotărât ca fiecare din ei, după putere, să trimite spre ajutorare fraților care locuiau în Iudeea, ceea ce au și făcut, trimițând preoților prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Capitolul 12. Și în vremea aceea regele Irod Agripa a pus mâna pe unii din biserică ca să-i piardă, și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan, și văzând că este pe placul iudeilor, a mai luat și pe Petru, și erau zilele azimelor, pe care și prinzându-l l-a băgat în temniță, dându-l la patru străji de câte patru ostași, ca să-l păzească, vrând să-l scoată la popor după Paști. Deci Petru era păzit în temniță și se făcea necontenit rugăciune către Dumnezeu pentru el, de către biserică. Dar când Irod era să-l scoată afară în noaptea aceea, Petru dormea între doi ostași legat cu două lanțuri, iar înaintea ușii pasnicii păzeau temnița. Și iată, un înger al Domnului a venit deodată, iar în camera străluci lumină, și lovind pe Petru în coastă, îngerul l-a deșteptat zicând: scoală-te de grabă, și lanțurile i-au căzut de la mâini. Și a zis îngerul către el: încinge-te și încalță-te cu sandalele. Și el a făcut așa și a zis lui: pune haina pe tine și vină după mine. Și ieșind mergeau după înger, dar nu știa că ceea ce s-a făcut prin înger era adevărat, ci se părea că vede vedenie. Și trecând de straja întâi și de a doua, a ajuns la poarta cea de fier care duce în cetate, și poarta s-a deschis singură, și ieșind îngerul s-a depărtat de la el. Și Petru, venindu-și în sine, a zis: acum știu cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scos din mâna lui Irod și din toate câte aștepta poporul iudeilor. Și chibzuind, a venit în casa Mariei, mama lui Ioan cel numit, și Marcu, unde erau adunați mulți și se rugau. Și bătând Petru la ușă de la poartă, o slujnică cu numele Rodi s-a dus să asculte,
și recunoscând glasul lui Petru, de bucurie nu a deschis ușa și alergând înăuntru a spus că Petru stă înaintea porții, iar ei au zis către ea, ai nebunit, dar ea stăruia că este așa, iar ei ziceau, este îngerul lui. Dar Petru bătea mereu în poartă și deschizându-i l-au văzut și i-au rămas uimiți și făcându-le semn cu mâna să tacă, l-a istorisit cum l-a scos Domnul pe el din temniță și a zis, vestiți acestea lui Iacov și fraților, și ieșind s-a dus în alt loc și făcându-se ziua mare a fost tulburarea între ostași, ce s-a făcut oare cu Petru? Iar Irod cerându-l și negăsindu-l după ce au fost cercetați paznicii, au poruncit să fie uciși și el, coborând din Iudeea la Cezarea, a rămas acolo. Și Irod era mânios pe locuitorii din Tir și din Sidon, dar ei, înțelegându-se între ei, au venit la el și câștigând pe Vlast, care era cămărașul regelui, cereau pace pentru că țara lor se hrăneau din cea a regelui. Și într-o zi rânduită, Irod, îmbrăcându-se în veșminte regești și șezând la tribună, vorbea către ei, iar poporul striga, acesta e glas dumnezeesc, nu omenesc. Și îndată îngerul Domnului l-a lovit pentru că nu a dat slavă lui Dumnezeu și mâncându-l viermii a murit, iar cuvântul lui Dumnezeu creștea și se mulțea. Iar Barnaba și Saul, după ce au îndeplinit slujba lor, s-au întors de la Ierusalim la Antiohia, luând cu ei pe Ioan cel numit Marcu. Capitolul 13. Și erau în biserica din Antiohia proroci și învățători, Barnaba și Simeon, ce se numea Niger, Luciu Cirineul Manain, cel ce fusese crescut împreună cu Irod, tetrarhul și Saul. Și pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, osebiți-mi pe Barnaba și pe Saul pentru lucrul pe la care i-am chemat. Atunci postind și rugându-se, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Deci ei, mânați de Duhul Sfânt, au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Și ajungând în Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor și aveau și pe Ioan slujitor. Și străbătând toată insula până la Pafos, au găsit pe un oarecare bărbat iudeu, vrăjitor, proroc, mincinos, al cărui nume era Bar-Iisus, care era în preajma proconsulului Sergius Paulus, bărbat înțelept. Acesta, chemând la sine pe Barnaba și pe Saul, dorea să audă cuvântul lui Dumnezeu, dar le stătea împotrivă Elimas, vrăjitorul, căci așa se tâlcuiește numele lui, căutând să întoarcă pe proconsul de la credință. Iar Saul, care se numește și Pavel, plin fiind de Duh Sfânt, a privit țintă la el și a zis, o, tu cel plin de toată viclenia și de toată înșelăciunea, fiule al diavolului vrășmașule, a toată dreptatea, nu vei înceta de a strâmba căile Domnului cele drepte? Și acum, iată, mâna Domnului este asupra ta și vei fi orb nevăzând soarele până la o vreme. Și îndată a căzut peste el o pâclă și întuneric și dibuind împrejur, căuta cine să-l ducă de mână. Atunci proconsulul, văzând ce s-a făcut, a crezut mirându-se foarte de învățătura Domnului. Și plecând cu corabia de la Pafos, Pavel și cei împreună cu el au venit la Perga Pamfiliei, iar Ioan, despărțindu-se de ei, s-a întors la Ierusalim. Iar ei, trecând de la Perga, au ajuns la Antiohia Pisidiei și, intrând în sinagogă, într-o zi de sâmbătă au șezut. Și după citirea legii și a prorocilor, mai mari sinagogii au trimis la ei zicându-le, bărbați, frați, dacă aveți vreun cuvânt de mângâiere către popor, vorbiți. Și ridicându-se Pavel și făcându-le semn cu mâna, a zis, bărbații israeliți și cei temători de Dumnezeu, ascultați! Dumnezeul acestui popor al lui Israel a ales pe părinții noștri și pe popor l-a înălțat când era străin în pământul Egiptului și cu braț înalt i-a scos de acolo și vreme ca de 40 de ani i-a hrănit în pustie și nimicind 7 neamuri în țara Canaanului, pământul acela l-a dat lor spre moștenire. Și după acestea, ca la 450 de ani, le-a dat judecător până la Samuel prorocul. Și de acolo au cerut rege și Dumnezeu le-a dat
timp de 40 de ani pe Saul, fiul lui Chiș, bărbat din seminția lui Veniamin, și lăturându-l le-a ridicat rege pe David, pentru care a zis mărturisind: aflat am pe David al lui Iesei, bărbat după inima mea, care va face toate voile mele. Din urmașii acestuia, Dumnezeu, după făgăduință, i-a adus lui Israel un mântuitor pe Iisus, după ce Ioan a propovăduit înaintea venirii lui botezul pocăinței la tot poporul lui Israel. Iar dacă și-a împlinit Ioan calea sa, zicea: nu sunt eu ce socotiți voi că sunt, dar iată vine după mine cel căruia nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Bărbați, frați, fii din neamul lui Avraam și cei dintre voi temători de Dumnezeu, voi vi s-a trimis cuvântul acestei mântuiri, căci cei ce locuiesc în Ierusalim și căpeteniile lor, necunoscându-l și osândindu-l, au împlinit glasurile prorocilor care se citesc în fiecare sâmbătă. Și neaflând în el nicio vină de moarte, i-au cerut de la Pilat ca să-l omoare, iar când au săvârșit toate cele scrise despre el, coborându-l de pe cruce, l-au pus în mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți, el s-a arătat mai multe zile celor ce împreună cu el s-au suit din Galileea la Ierusalim și care sunt acum martorii lui către popor. Și noi vă binevestim făgăduința făcută părinților, că pe aceasta Dumnezeu a împlinit-o cu noi, copiilor, înviindu-L pe Iisus, precum este scris și în psalmul al doilea: fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Și cum că l-a înviat din morți, ca să nu se mai întoarcă la stricăciune, a spus-o astfel: vă voi da vouă cele sfinte și vrednice de credința ale lui David. De aceea și în alt loc zice: nu vei da pe sfântul tău să vadă stricăciune. Pentru că David, slujind în timpul său voii lui Dumnezeu, a dormit și s-a adăugat la părinții lui și a văzut stricăciune, dar acela pe care Dumnezeu l-a înviat n-a văzut stricăciune. Cunoscut deci să vă fie vouă, bărbați, frați, că prin acesta vi se vestește iertarea păcatelor și că de toate câte n-ați putut să vă îndreptați în legea lui Moise, întru acesta tot cel ce crede se îndreptează. Deci luați aminte să nu vină peste voi ceea ce s-a zis în proroci: vedeți îngânfaților, mirați-vă și pieriți, că eu lucrez un lucru în zilele voastre, un lucru pe care nu-l veți crede dacă vă va spune cineva. Și ieșind ei din sinagoga iudeilor, îi rugau neamurile ca sâmbăta viitoare să li se grăiască cuvintele acestea. După ce s-a terminat adunarea, mulți dintre iudei și dintre prozeliții cucernici au mers după Pavel și după Barnaba, care, vorbind către ei, îi îndemnau să stăruie în harul lui Dumnezeu. Iar în sâmbăta următoare, mai toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Dar iudeii, văzând mulțimile, s-au umplut de pismă și vorbeau împotriva celor spuse de Pavel culind. Iar Pavel și Barnaba, îndrăznit, au zis: vouă se gătea să vi se grăiască mai întâi cuvântul lui Dumnezeu, dar de vreme ce îl lepădați și vă judecați pe voi nevrednici de viața veșnică, iată ne întoarcem către neamuri. Căci așa ne-a poruncit nouă Domnul: te-am pus spre lumină neamurilor ca să fii tu spre mântuire până la marginea pământului. Iar neamurile pământului, auzind, se bucurau și slăveau cuvântul lui Dumnezeu, și câți erau rânduiți spre viață veșnică au crezut, iar cuvântul Domnului se răspândea prin tot ținutul. Dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice și de cinste și pe cei de frunte ai cetății, și au ridicat prigoană împotriva lui Pavel și a lui Barnaba și i-au scos din hotarele lor. Iar ei, scuturând asupra lor praful de pe picioare, au venit la Iconiu și ucenicii se umpleau de bucurie și de Duh Sfânt. Capitolul 14. Și în Iconiu au intrat ei, ca de obicei, în sinagoga iudeilor și astfel au vorbit, încât o mare mulțime de iudei și de elini au crezut, dar iudeii care n-au crezut au răsculat și au înrăit sufletele păgânilor împotriva fraților. Deci multă vreme au stat acolo, grăind cu îndrăzneală întru Domnul, care da mărturie pentru cuvântul harului său, făcând semne și minuni prin mâinile lor. Și mulțimea din cetate s-a dezbinat și unii țineau cu iudei, iar alții țineau cu apostolii. Și când păgânii și iudeii împreună cu căpeteniile
lor au dat năvală ca să-i ocărască și să-i ucidă cu pietre, înțelegând au fugit în cetățile Licaoniei, la Listra și Derbe și în ținutul din prejur, și acolo propovăduia Evanghelia și ședea jos în Listra un om neputincios de picioare, fiind o loc din pântecele Maicii sale și care nu umblase niciodată. Acesta asculta la Pavel când vorbea, iar Pavel, căutând spre el și văzând că are credință ca să se mântuiască, a zis cu glas puternic, scoală-te drept pe picioarele tale, și el a sărit și umbla. Iar mulțimile, văzând ceea ce făcuse Pavel, au ridicat glasul lor în limba licaună, zicând, zeii, asemănându-se oamenilor, s-au coborât la noi, și numea pe Barnaba Zeus, iar pe Pavel Hermes, fiindcă el era purtătorul cuvântului. Iar preotul lui Zeus, care era înaintea cetății, aducând la porți tauri și cununi, voia să le aducă jertfă împreună cu mulțimile. Și auzind apostolii Pavel și Barnaba, și-au rupt veșmintele, au sărit în mulțime strigând și zicând, bărbaților, de ce faceți acestea? Doar și noi suntem oameni asemenea pătimitori ca voi, binevestind să vă întoarceți de la aceste deșertăcini către Dumnezeu cel viu, care a făcut cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt în ele, și care în veacurile trecute a lăsat ca toate neamurile să meargă în căile lor, deși El nu s-a lăsat pe sine nemărturisit, făcându-vă bine, dându-vă din cer ploi și timpuri roditoare, umplând de hrană și de bucurie inimile voastre. Și acestea zicând, abia au potolit mulțimile ca să nu le aducă jertfă. Iar de la Antiohia și de la Iconiu au venit iudei care au atras mulțimile de partea lor și, bătând pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, gândind că a murit. Dar înconjurându-l ucenicii, el s-a sculat și a intrat în cetate și a doua zi a ieșit cu Barnaba către Derbe. Și binevestind cetății aceleia și făcând ucenici mulți, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credință și arătându-le că prin multe suferințe trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, și hirotonindu-le preoți în fiecare biserică, rugându-se cu postiri, i-au încredințat pe ei Domnului în care crezuseră. Și străbătând Pisidia, au venit în Pamfilia și, după ce au grăit cuvântul Domnului în Perga, au coborât la Atalia. Și de acolo au mers cu corabia spre Antiohia, de unde fuseseră încredințați harului lui Dumnezeu spre lucrul pe care l-au împlinit. Și venind și adunând biserica, au vestit câte a făcut Dumnezeu cu ei și că a deschis neamurilor ușa credinței, și au petrecut acolo cu ucenicii nu puțină vreme. Capitolul 15. Și unii, coborându-se din Iudeia, învățau pe frați că dacă nu vă tăiați împrejur după rânduiala lui Moise, nu puteți să vă mântuiți. Și făcându-se pentru ei împotrivire și discuție nu puțină cu Pavel și Barnaba, au rânduit ca Pavel și Barnaba și alți câțiva dintre ei să se suie la apostolii și la preoții din Ierusalim pentru această întrebare. Deci ei, trimiși fiind de biserică, au trecut prin Fenicia și prin Samaria, istorisind despre convertirea neamurilor și făceau tuturor fraților mare bucurie. Și sosind ei la Ierusalim, au fost primiți de biserică și de apostoli și de preoți și au vestit câte a făcut Dumnezeu cu ei. Dar unii din restul fariseilor, care trecuseră la credință, s-au ridicat zicând că trebuie să-i taie împrejur și să le poruncească a păzi legea lui Moise. Iar apostolii și preoții s-au adunat ca să cerceteze despre acest cuvânt. Și făcându-se multă vorbire, s-a sculat Petru și le-a zis, bărbați, frați, voi știți că din primele zile Dumnezeu a ales între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, Cel ce cunoaște inimile, le-a mărturisit, dându-le Duhul Sfânt ca și nouă, și nimic n-a deosebit între noi și ei, curățind inimile lor prin credință. Acum, deci, de ce ispitiți pe Dumnezeu și vreți să puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi n-am putut să-l purtăm? Ci prin harul Domnului nostru Iisus Hristos credem că ne vom mântui în același chip ca și aceia. Și a tăcut toată mulțimea și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel,
care istoriseau câte semne și minuni a făcut Dumnezeu prin ei între neamuri. Și după ce au tăcut ei, a răspuns Iacov zicând: bărbați, frați, ascultați-mă, Simon a istorisit cum de la început a avut grijă Dumnezeu să ia dintre neamuri un popor pentru numele Său, și cu aceasta se potrivesc cuvintele prorocilor, precum este scris: după acestea mă voi întoarce și voi ridica iarăși cortul cel căzut al lui David, și cele distruse ale lui iarăși le voi zidi și îl voi îndrepta, ca să-L caute pe Domnul ceilalți oameni și toate neamurile peste care s-a chemat numele Meu asupra lor, zice Domnul Cel ce a făcut acestea. Lui Dumnezeu îi sunt cunoscute din veac lucrurile Lui, de aceea Eu socotesc să nu tulburăm pe cei ce dintre neamuri se întorc la Dumnezeu, ci să le scriem să se ferească de întinările idolilor și de desfrâu și de animale sugrumate și de sânge, căci Moise are din timpuri vechi prin toate cetățile propovăduitorii săi, fiind citit în sinagogi în fiecare sâmbătă. Atunci apostolii și preoții cu toată biserica au hotărât să aleagă bărbați dintre ei și să-i trimite la Antiohia cu Pavel și cu Barnaba, pe Iuda cel numit Barsaba și pe Sila, bărbați cu vază între frați, scriind prin mâinile lor acestea: apostolii și preoții și frații fraților dintre neamuri care sunt în Antiohia și în Siria și în Cilicia, salutare! Deoarece am auzit că unii dintre noi, fără să fie avut porunca noastră, venind v-au tulburat cu vorbele lor și au răvășit sufletele voastre, zicând că trebuie să vă tăiați împrejur și să păziți legea, noi am hotărât, adunați într-un gând, ca să trimitem la voi bărbați aleși împreună cu iubiții noștri, Barnaba și Pavel, oameni care și-au pus sufletele lor pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos. Drept aceea, am trimis pe Iuda și pe Sila, care vă vor vesti și ei cuvântul aceleași lucruri. Pentru că părutul sa Duhului Sfânt și nouă să nu vi se pună nicio greutate în plus în afară de cele ce sunt necesare, să vă feriți de cele jertfite idolilor și de sânge și de animale sugrumate și de desfrâu, de care, păzindu-vă, bine veți face, fiți sănătoși. Deci cei trimiși au coborât la Antiohia și, adunând mulțimea, au predat scrisoarea și, citind-o, s-au bucurat pentru mângâiere, iar Iuda și Cusila, fiind și ei proroci, au mângâiat prin multe cuvântări pe frați și i-au întărit. Și, petrecând un timp, au fost trimiși cu pace de către frații la apostoli, iar Sila s-a hotărât să rămână acolo și Iuda a plecat singur la Ierusalim, iar Pavel și Barnaba petreceau în Antiohia învățând și binevestind, împreună cu mulți alții, cuvântul Domnului. Și după câteva zile, Pavel a zis către Barnaba: întorcându-ne să cercetăm cum se află frații noștri în toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului. Barnaba voia să ia împreună cu ei și pe Ioan cel numit Marcu, dar Pavel cerea să nu-l ia pe acesta cu ei, fiindcă se despărțise de ei din Pamfilia și nu venise alături de ei la lucrul la care fuseseră trimiși. Deci s-a iscat neînțelegere între ei, încât s-au despărțit unul de altul, și Barnaba, luând pe Marcu, a plecat cu corabia la Cipru, iar Pavel, alegând pe Sila, a plecat, fiind încredințat de către frații harului Domnului, și străbătea Siria și Cilicia, întărind bisericile. Capitolul 16. Și a sosit la Derbe și la Listra, și iată, era acolo un ucenic cu numele Timotei, fiul unei femei iudee credincioasă și al unui tată Elin, care avea bune mărturisiri de la frații din Listra și din Iconiu. Pavel a voit ca acesta să vină împreună cu el și, luându-l, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatălui era Elin. Și când treceau prin cetăți, învățau să păzească învățăturile rânduite de apostolii și de preoții din Ierusalim. Deci bisericile se întăreau în credință și sporeau cu numărul în fiecare zi, și ei au străbătut Frigia și ținutul Galatiei, opris fiind de Duhul Sfânt ca să propovăduiască cuvântul în Asia. Venind la otarele misiei,
încercau să meargă în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu i-a lăsat. Și trecând dincolo de Misia, au coborât la Troa și noaptea ei s-a arătat lui Pavel o vedenie. Un bărbat macedonean sta rugându-l și zicând, treci în Macedonia și ne ajută. Când a văzut el această vedenie, a încăutat să plecăm îndată în Macedonia, înțelegând că Dumnezeu ne cheamă să le vestim Evanghelia. Pornind cu corabia de la Troa, a mers drept la Samotracia, iar a doua zi la Neapoli și de acolo la Filipia, care este cea din tâi cetate acestei părți a Macedoniei și colonie romană. Iar în această cetate am rămas câteva zile. Și în ziua sâmbetei am ieșit în afara porții lângă râu, unde credeam că este loc de rugăciune, și șezând vorbeam femeilor care se adunaseră. Și o femeie cu numele Lidia, vânzătoare de porfiră din cetatea Tiatirelor, temătoare de Dumnezeu, asculta. Acestea Dumnezeu i-a deschis inima ca să ia aminte la cele grăite de Pavel. Iar după ce s-a botezat și ea și casa ei, ne-a rugat zicând, de m-a socotit că sunt credincioasă Domnului, intrând în casa mea rămâneți, și ne-a făcut să rămâne. Dar odată pe când ne duceam la rugăciune, ne-a întâmpinat o slujnică care avea duh pitonicesc și care aducea mult câștig stăpânilor ei ghicind. Aceasta, ținându-se după Pavel și după noi, striga zicând, acești oameni sunt robii ai Dumnezeului Celui Preanalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii. Și aceasta o făcea timp de multe zile, iar Pavel, mâniindu-se și întorcându-se, a zis Duhului, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și în acel ceas a ieșit. Și stăpânii ei, văzând că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și au dus în piață înaintea dregătorilor. Și ducându-i la judecători, i-au zis, acești oameni care sunt iudei tulbură cetatea noastră și vestesc obiceiuri care nouă nu ne este îngăduit să le primim, nici să le facem, fiindcă suntem romani. Și s-a sculat și mulțimea împotriva lor, și judecătorii, rupându-le hainele, au poruncit să-i bată cu vergi. Și după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță, poruncind temnicerului să-i păzească cu grijă. Acesta, primind o asemenea poruncă, i-a băgat în fundul temniței și le-a strâns picioarele în butuci. Iar la miezul nopții, Pavel și Sila, rugându-se, lăudau pe Dumnezeu în cântări, iar cei ce erau în temniță îi ascultau. Și deodată s-a făcut cutremur mare, încât s-au zguduit temeliile temniței și îndată s-au deschis toate ușile și legăturile tuturor s-au deslegat. Și deșteptându-se temnicerul și văzând deschise ușile temniței, scoțând sabia, voia să se omoare, socotind că cei închiși au fugit. Iar Pavel a strigat cu glas mare zicând, să nu-ți faci niciun rău, că toți suntem aici. Iar el, cerând lumină, s-a repezit înăuntru și, tremurând de spaimă, a căzut înaintea lui Pavel și a lui Sila și, scoțându-i afară, după ce pe ceilalți a zovorât la loc, le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să mă mântuiesc? Iar ei au zis, crede în Domnul Iisus și te vei mântui tu și casa ta. Și i-au grăit lui cuvântul lui Dumnezeu și tuturor celor din casa lui. Și el, luându-i la sine în acel ceas al nopții, a spălat rănile lor și s-a botezat el și toți ai lui îndată. Și ducându-i în casă, a pus masa și s-a veselit cu toată casa, crezând în Dumnezeu. Și făcându-se ziua, judecătorii au trimis pe purtătorii de vergi, zicând, dă drumul oamenilor acelora. Iar temnicerul a spus cuvintele acestea către Pavel, că au trimis judecători să fiți lăsați liberi. Acum, deci, ieșiți și mergeți în pace. Dar Pavel a zis către ei, după ce, fără judecată, ne-au bătut în fața lumii pe noi care suntem cetățeni romani și ne-au băgat în temniță, acum ne scot afară pe ascuns, nu așa, ci să vină ei înșiși să ne scoată afară. Și purtătorii de vergi au spus judecătorilor aceste cuvinte și, auzind că sunt cetățeni romani, judecătorii s-au temut. Și venind, se rugau de ei și, scoțându-i afară, îi rugau să plece din cetate. Iar ei, ieșind din închisoare, s-au dus în casa Lidiei și, văzând pe frați, i-au mângâiat și au plecat. Capitolul 17. Și după ce au trecut prin Amfipoli,
și prin Apolonii au venit la Tesalonic, unde era o sinagoga iudeilor, și după obiceiul său, Pavel a intrat la ei și în trei sâmbete le-a grăit din Scripturi, deschizându-le și arătându-le că Hristos trebuia să pătimească și să învieze din morți, și că acesta pe care vi-l vestesc eu este Hristosul Iisus. Și unii dintre ei au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila, și mare mulțime de elini închinători la Dumnezeu și dintre femeile de frunte nu puține. Iar iudeii, umplându-se de invidie și luând cu ei pe câțiva oameni de rând, răi, adunând gloată, întărâtau cetatea și ducându-se la casa lui Iason, căutau să-i scoată afară înaintea poporului. Dar negăsindu-i, târau pe Iason și pe câțiva frați la mai mari cetății, strigând că cei ce au tulburat toată lumea au venit și aici. Pe aceștia i-a găzduit Iason și toți aceștia lucrează împotriva poruncilor cezarului, zicând că este un alt împărat Iisus. Și-au tulburat mulțimea și pe mai mari cetății care auzeau acestea. Și luând chesășie de la Iason și de la ceilalți le-au dat drumul, iar frații au trimis îndată noaptea la Berea pe Pavel și pe Sila, care ajungând acolo au intrat în sinagoga iudeilor, și aceștia erau mai buni la suflet decât cei din Tesalonic. Ei au primit cuvântul cu toată osârdia în toate zilele, cercetând scripturile dacă ele sunt așa. Au crezut mulți dintre ei și dintre femeile de cinste ale elinilor și dintre bărbați nu puțin. Și când au aflat iudeii din Tesalonică și în Berea, s-a vestit de către Pavel cuvântul lui Dumnezeu, au venit și acolo întărâtând și tulburând mulțimile. Și atunci îndată frații au trimis pe Pavel ca să meargă spre mare, iar Sila și cu Timotei au rămas acolo în Berea. Iar cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena și luând ei porunci către Sila și Timotei ca să vină la ei, el cât mai curând au plecat. Iar în Atena, pe când Pavel îi aștepta, Duhul lui se îndârjea în el, văzând că cetatea este plină de idoli. Deci discuta în sinagogă cu iudeii și cu cei credincioși și în piață în fiecare zi cu cei care erau de față. Iar unii dintre filozofii epicurei și stoici discutau cu el și unii ziceau, ce voiește oare să ne spună acest semănător de cuvinte? Iar alții ziceau, se pare că este vestitor de Dumnezei străin, fiindcă binevestește pe Iisus și învierea. Și luându-l cu ei, l-au dus în Areopag, zicând, putem să cunoaștem și noi ce este această învățătură nouă grăită de tine? Căci tu aduci la auzul nostru lucruri străine, voim deci să știm ce vor să fie acestea. Toți atenienii și străinii care locuiau acolo nu își petreceau timpul decât spunând sau auzind ceva nou. Și Pavel, stând în mijlocul Areopagului, a zis, bărbați atenieni, în toate vă văd că sunteți foarte vlavioși, că străbătând cetatea voastră și privind locurile voastre de închinare, am aflat și un altar pe care era scris Dumnezeului necunoscut. Deci pe cel pe care voi, necunoscându-l, îl cinstiți, pe acesta îl vestesc eu vouă. Dumnezeu care a făcut lumea și toate cele ce sunt în ea, acesta fiind omul cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini, nici nu este slujit de mâini omenești ca și cum ar avea nevoie de ceva, el dând tuturor viață și suflare și toate, și a făcut dintr-un sânge tot neamul omenesc ca să locuiască peste toată fața pământului, așezând vremile cele de mai înainte rânduite și otarele locuirilor, ca ei să caute pe Dumnezeu doar l-ar pipăi și l-ar găsi, deși nu e departe de fiecare dintre noi, căci în El trăim și ne mișcăm și suntem, precum au zis și unii dintre poieții voștri, căci a Lui neam și suntem. Fiind deci neamul Lui Dumnezeu, nu trebuie să socotim că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite de meșteșugul și de iscusința omului, dar Dumnezeu, trecând cu vederea veacurile neștiinței, vestește acum oamenilor ca toți de pretutindeni să se pocăiască, pentru că au hotărât o zi în care să vă judece, va să judece lumea într-o dreptate, prin bărbatul pe care l-a rânduit, dăruind tuturor credințare prin învierea lui din morți.
Și auzind despre învierea morților, unii l-au luat în râs, iar alții au zis, te vom asculta despre aceasta și altă dată. Astfel Pavel a ieșit din mijlocul lor, iar unii bărbați, alipindu-se de el, au crezut, între care și Dionisie Areopagitul și o femeie cu numele Damaris și alții împreună cu ei. Capitolul 18. După aceasta, Pavel, plecând din Atena, a venit la Corint și găsind pe un iudeu cu numele Acvila de neam din Pont, venit de curând din Italia și pe Priscila, femeia lui, pentru că poruncise Claudiu ca toți iudeii să plece din Roma, a venit la ei. Și pentru că erau de aceeași meserie, a rămas la ei și lucrau, căci erau făcători de corturi, și vorbea în sinagogă în fiecare sâmbătă și aducea la credință iudei și elin. Iar când Sila și Timotei au venit din Macedonia, Pavel era prins cu totul de cuvânt, mărturisind iudeilor că Iisus este Hristosul, și stând ei împotrivă și hulind de el, scuturându-și hainele, a zis către ei, sângele vostru asupra capului vostru, eu sunt curat, de acum înainte mă voi duce la neamuri. Și mutându-se de acolo, a venit în casa unuia cu numele Titus Justus, cinstitor al lui Dumnezeu, a cărui casă era alături de sinagogă, dar Crispus, mai marele sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa sa și mulți dintre corinteni, auzind, credeau și se botezau. Și Domnul a zis lui Pavel noaptea în vedenie, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, pentru că eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău, căci am mult popor în cetatea aceasta. Și a stat în Corint un an și 6 luni, învățând între ei cuvântul lui Dumnezeu, dar pe când Galion era proconsulul Acaiei, iudeii s-au ridicat toți într-un cuget împotriva lui Pavel și l-au adus la tribunal, zicând că acesta caută să convingă pe oameni să se închine lui Dumnezeu împotriva legii. Și când Pavel era gata să deschidă gura, Galion a zis către iudei, dacă ar fi vreo nedreptate sau vreo faptă vicleană, o iudeilor, v-aș asculta precum se cuvine, dar dacă sunt la voi nedumeriri despre învățătură și despre nume și despre legea voastră, vedeți-vă voi înșivă de ele. Judecător pentru acestea eu nu voie să fiu. Și a izgonit de la tribunal. Și punând mâna toți pe sostene, mai marile sinagogii îl băteau înaintea tribunalului, dar Galion nu lua în seamă nimic din acestea. Iar Pavel, după ce a stat încă multe zile în Corint și a luat rămas bun de la frați și a plecat cu corabia în Siria împreună cu Priscila și cu Acvila, care și-a tuns capul la Chenhreia, căci făcuse o făgăduință, și-au sosit la Efes și pe aceea i-a lăsat acolo, iar el, intrând în sinagogă, discuta cu iudei și rugându-l să rămână la ei mai multă vreme, n-a voit, și despărțindu-se de ei, a zis, trebuie negreșit ca sărbătoarea care vine să o fac la Ierusalim, dar cu voia Domnului mă voi întoarce iarăși la voi, și a plecat de la Efes cu corabia. Și coborându-se la Cezarea, s-a suit la Ierusalim și îmbrățișând biserica, s-a coborât la Antiohia și stând acolo câtva timp, a plecat străbătând pe rând ținutul Galatiei și Frigia, întărind pe toți ucenicii, iar un iudeu cu numele Apollo, alexandrin de neam, bărbat iscusit la cuvânt, puternic fiind în Scripturi, a sosit la Efes. Acesta era învățat în calea Domnului și arzând cu Duhul grăia și învăța drept cele despre Iisus, cunoscând numai botezul lui Ioan. Și el a început să vorbească fără sfială în sinagogă, auzindu-l Priscila și Acvila, l-au luat cu ei și au arătat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu, și voind el să treacă în Ahaia, l-au îndemnat frații și au scris ucenicilor să-l primească, și sosind în Corint a ajutat mult cu harul celor ce crezuseră, căci cu tărie și în fața tuturor el înfrunta pe iudei, dovedind din Scripturi că Iisus este Hristos. Capitolul 19. Și pe când Apollo era în Corint, Pavel, după ce a străbătut părțile de sus, a venit la Efes și găsind câțiva ucenici, a zis către ei, primiți-ați voi Duhul Sfânt când ați crezut,
iar ei au zis către el, dar nici n-am auzit de dacă este Duh Sfânt. Și el a zis, deci în ce v-ați botezat? I-au zis, în botezul lui Ioan, iar Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței, spunând poporului să creadă în cel ce avea să vină după el, adică în Iisus Hristos, și auzind ei, s-au botezat în numele Domnului Iisus. Și punându-și Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt a venit asupra lor și vorbeau în limbi și proroceau. Și erau toți ca la 12 bărbați, și el, intrând în sinagogă, a vorbit cu îndrăzneală timp de 3 luni, vorbind cu ei și căutând să-i încredințeze de împărăția lui Dumnezeu. Dar fiindcă unii erau învârtoșați și nu credeau, bârfind calea Domnului înaintea mulțimii, Pavel, plecând de la ei, a osebit pe ucenici, învățând în fiecare zi în școala unuia Tiranus. Și aceasta a ținut vreme de 2 ani, încât toți cei ce locuiau în Asia și iudei și elini au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea prin mâinile lui Pavel minuni nemai întâlnite, încât și peste cei ce erau bolnavi se puneau ștergare sau șorțuri purtate de Pavel și bolile se depărtau de ei, iar duhurile cele rele ieșeau din ei. Și au încercat unii dintre iudei care cutreierau lumea scoțând demoni să cheme peste cei ce aveau duhuri rele în numele Domnului Iisus zicând, vă jur pe Iisus pe care îl propovăduiește Pavel. Iar cei care făceau aceasta erau 7 fii ai unuia Scheva, arhiereu iudeu, și răspunzând Duhul cel rău le-a zis, pe Iisus îl cunosc și îl știu și pe Pavel, dar voi cine sunteți? Și sărind asupra lor omul în care era Duhul cel rău și biruindu-i, s-a întărâtat asupra lor încât ei au fugit goi și răniți din casa aceea. Și acest lucru s-a făcut cunoscut tuturor iudeilor și elinilor care locuiau în Efes, și frica a căzut peste toți aceia și se slăvea numele Domnului Iisus. Și mulți dintre cei ce crezuse răveneau ca să se mărturisească și să spună faptele lor, iar mulți dintre cei ce făcuseră vrăjitorie, aducând cărțile, le ardeau în fața tuturor, și au socotit prețul lor și au găsit 50.000 de arginți. Astfel creștea cu putere cuvântul Domnului și se întărea, și după ce s-au săvârșit acestea, Pavel și-a pus în gând să treacă prin Macedonia și prin Ahaia și să se ducă la Ierusalim, zicând că, după ce voi fi acolo, trebuie să văd și Roma. Și trimițând în Macedonia pe 2 dintre cei care îl slujeau, pe Timotei și pe Erast, el a rămas o vreme în Asia. Și în vremea aceea s-a făcut mare tulburare pentru calea Domnului, căci un argintar cu numele Dimitrie, care făcea temple de argint Artemisei și da meșterilor săi foarte mare câștig, i-a adunat pe aceștia și pe cei care lucrau unele ca acestea și le-a zis, bărbaților, știți că din această îndeletnicire este câștigul vostru. Și voi vedeți și auziți că nu numai în Efes, ci aproape în toată Asia, Pavel acesta, convingând, a întors multă mulțime zicând că nu sunt dumnezeii cei făcuți de mâini. Din aceasta, nu numai că meseria noastră în primejdie să ajungă fără trecere, dar și templul marii zeiți Artemisa e în primejdie să nu mai aibă niciun preț, iar cu vremea mărirea ei, căreia i se închina toată Asia și toată lumea, să fie doborâtă. Și auzind ei și umplându-se de mânie, strigau zicând, mare este Artemisa efesenilor! Și s-a umplut toată cetatea de tulburare și au pornit într-un cuget la teatru, răpind împreună pe macedonenii Gaius și Aristarch, însoțitorii lui Pavel. Iar Pavel, voind să intre în mijlocul poporului, ucenicii nu l-au lăsat. Încă și unii dintre dregătorii Asiei, care îi erau prieteni, trimițind la el, îl rugau să nu se ducă la teatru. Deci unii strigau una, alții strigau alta, căci adunarea era învălmășită, iar cei mai mulți nu știau pentru ce s-au adunat acolo. Iar unii din mulțime l-au smuls pe Alexandru, pe care l-au împins înaintea iudeii, iar el, făcând semn cu mâna, voia să se apere înaintea poporului. Și cunoscând ei că este iudeu, toți într-un glas au strigat aproape 2 ceasuri, mare este Artemisa efesenilor. Iar secretarul, potolind mulțimea, a zis,
Bărbați efeseni, cine este între oameni care să nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului Artemisei celei mari și a statuii ei căzute din cer? Deci, acestea fiind mai presus de orice îndoială, trebuie să vă liniștiți și să nu faceți nimic cu ușurință, căci ați adus pe bărbații aceștia care nu sunt nici furi de cele sfinte, nici nu hulesc pe zeița voastră. Deci, dacă Dimitrie și meșterii cei împreună cu el au vreo plângere împotriva cuiva, au judecător și proconsul care să judece și să se cheme în judecată unii pe alții. Iar dacă urmăriți altceva, se va hotărî în adunarea cea legiuită, căci noi suntem în primejdie să fim învinuiți de răscoală pentru ziua de azi, fiindcă nu avem nicio pricină pentru care am putea da seama de tulburarea aceasta. Zicând acestea, a slobozit adunarea. Capitolul 20. Iar după ce a încetat tulburarea, Pavel, chemând pe ucenici și dându-le îndemnuri după ce și-a luat rămas bun, a ieșit să meargă în Macedonia. Și străbătând acele părți și dând ucenicilor multe sfaturi și îndemnuri, a sosit în Grecia și a stat acolo 3 luni, dar când era să plece pe apă în Siria, iudeii au uneltit împotriva vieții lui, iar el s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia și mergeau împreună cu el până în Asia. Sosi 4 a lui Piru din Berea, Aristarh și Secundus din Tesalonic, și Gaius din Derbe și Timotei, iar din Asia Tihic și Trofim. Aceștia, plecând înainte, ne-au așteptat în Troa. Iar noi, după zilele azimelor, am pornit cu corabia de la Filipii și în 5 zile am sosit la ei în Troa, unde am rămas 7 zile. În ziua întâia săptămânii, duminică, adunându-ne noi să frângem pâinea, Pavel, care avea de gând să plece a doua zi, a început să le vorbească și a prelungit cuvântul lui până la miezul nopții. Iar în camera de sus, unde erau adunați, erau multe lumini aprinse, dar un tânăr cu numele Eutihie, șezând pe fereastră, pe când Pavel ținea lungul său cuvânt, a adormit adânc și, doborât de somn, a căzut jos de la catul al treilea și l-au ridicat mort. Iar Pavel, coborându-se, s-a plecat peste el și, luându-l în brațe, a zis: nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. Și suindu-se și frângând pâinea și mâncând, a vorbit cu ei mult până în zor și atunci a plecat, iar pe tânăr l-au adus viu și foarte mult s-au mângâiat. Iar noi, venind la corabie, am plutit spre Ason ca să-l luăm de acolo pe Pavel, că și astfel rânduise el, voind să meargă pe jos. După ce s-a întâlnit cu noi la Ason, luându-l cu noi, am venit la Mitilene și de acolo, mergând cu corabia, am sosit a doua zi în fața insulei Hios. Iar în ziua următoare am ajuns în Samos și, după ce am poposit la Troghilion, a doua zi am venit la Milet, căci Pavel hotărâse să treacă pe apă pe lângă Efes, ca să nu i se întâmple să întârzie în Asia, pentru că se grăbea să fie, dacă i-ar fi cu putință, la Ierusalim de ziua cincizecimii. Și trimițând din Milet la Efes, a chemat la sine pe preoții bisericii și, când ei au venit la el, le-a zis: voi știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua cea din tâi când am venit în Asia, slujind Domnului cu toată smerenia și cu multe lacrimi și încercări care mi s-au întâmplat prin uneltirile iudeilor, și cum n-am ascuns nimic din cele folositoare ca să nu vi le vestesc și să nu vă învăț, fie înaintea poporului, fie prin case, mărturisind și iudeilor și elinilor întoarcerea la Dumnezeu prin pocăință și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Iar acum, iată, că fiind eu mânat de Duhul, merg la Ierusalim, neștiind cele ce mi se vor întâmpla acolo, decât numai că Duhul Sfânt mărturisește prin cetăți, spunându-mi că mă așteaptă lanțuri și necazuri, dar nimic nu iau în seamă și nu pun niciun preț pe sufletul meu, numai să împlinesc calea mea și slujba mea pe care am luat-o de la Domnul Iisus, de a mărturisi Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum, iată, eu știu că voi toți,
printre care am petrecut propovăduind împărăția lui Dumnezeu, nu veți mai vedea fața mea. Pentru aceea vă mărturisesc în ziua de astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc toată voia lui Dumnezeu. Drept aceea, luați aminte de voi înșivă și de toată turma, pentru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi, episcopi, ca să păstoriți biserica lui Dumnezeu pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său, căci eu știu aceasta că, după plecarea mea, vor intra între voi lupi îngrozitori care nu vor cruța turma, și dintre voi înși vă se vor ridica bărbați grăind învățături răstălmăcite, ca să tragă pe ucenici după ei. Drept aceea privegheați, aducându-vă aminte că timp de 3 ani n-am încetat noaptea și ziua să vă îndemn cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Și acum vă încredințez lui Dumnezeu și cuvântului Harului Său, Cel ce poate să vă zidească și să vă dea moștenire între toți cei sfințiți. Argint sau aur sau haină n-am poftit de la nimeni, voi înși vă știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, că cel a zis, mai fericit este a da decât a lua. Și după ce a spus acestea, plecându-și genunchii, s-a rugat împreună cu toți aceștia, și mareșalii i-a cuprins pe toți și, căzând pe grumazul lui Pavel, îl sărutau, cuprinși de jale mai ales pentru cuvântul pe care îl spusese, că n-au să mai vadă fața lui, și îl petrecuseră la corabie. Capitolul 21. Și după ce ne-am despărțit de ei, am plecat pe apă și, mergând drept, am venit la Cos și a doua zi la Rodos, iar de acolo la Patara. Și găsind o corabie care mergea în Fenicia, ne-am urcat în ea și am plecat. Și zărind Ciprul și lăsându-l la stânga, am plutit spre Siria și ne-am coborât la Tir, căci acolo corabia avea să descarce povara. Și găsind pe ucenici, am rămas acolo 7 zile. Aceștia spuneau lui Pavel prin Duhul să nu se suie la Ierusalim. Și când am împlinit zilele ieșind, am plecat, petrecându-ne toți împreună cu femei și cu copii, până afară din cetate și plecând genunchii pe țăr, ne-am rugat. Și ne-am îmbrățișat unii pe alții și ne-am urcat în corabie, iar aceia s-au întors la ale lor. Iar noi, sfârșind călătoria noastră pe apă, de la Tir am venit la Ptolemaida și, îmbrățișând pe frați, am rămas la ei o zi. Iar a doua zi ieșind, am venit la Cezarea și, intrând în casa lui Filip, binevestitorul, care era dintre cei 7 diaconi, am rămas la el. Și acesta avea 4 fiice fecioare care proroceau. Și rămânând noi acolo mai multe zile, a coborât din Iudeia un proroc cu numele Agav și, venind de la noi, a luat brâul lui Pavel și, legându-și picioarele și mâinile, a zis, acestea, zice Duhul Sfânt, pe bărbatul al căruia este acest brâu, așa îl vor lega iudeii la Ierusalim și îl vor da în mâinile neamurilor. Și când am auzit acestea, îl rugam și noi și localnicii să nu se sui la Ierusalim. Atunci a răspuns Pavel, ce faceți de plângeți și însfâșiați inima? Căci eu sunt gata nu numai să fiu legat, ci să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Și ne înduplecându-se el, ne-am liniștit zicând, facă-se voia Domnului. Iar după zilele acestea, pregătindu-ne, ne-am suit la Ierusalim și au venit împreună cu noi și dintre ucenicii din Cezarea, ducându-ne la un oarecare Mnason din Cipru, vechi ucenic, la care am fost găzduiți. Și sosind la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. Iar a doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov și au venit acolo toți preoții și, îmbrățișându-i, le povestea cu deamănuntul cele ce a făcut Dumnezeu între neamuri prin slujirea lui. Iar ei, auzind, slăveau pe Dumnezeu și au zis, vezi, frate, câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini de râvnă pentru lege. Și ei au auzit despre tine că înveți pe toți iudeii care trăiesc printre neamuri, să se lepede de Moise, spunându-le
să nu-și taie împrejur copiii, nici să umble după datini. Ceste, deci, fără îndoială, trebuie să se adune mulțime, căci vor auzi că ai venit. Fă, deci, ceea ce spunem. Noi avem 4 bărbați care au asupra lor o făgăduință. Pe aceștia luându-i, curățește-te împreună cu ei și cheltuiește pentru ei ca să-și radă capul și vor cunoaște toți că nimic nu este adevărat din cele ce au auzit despre tine, dar că tu însuți umbli după lege și o păzești. Că despre cei dintre neamuri care au crezut, noi le-am trimis scrisoare, hotărându-le să se ferească de ceea ce este jertfit idolilor și de sânge și de animal sugrumat și de desfrâu. Atunci Pavel, luând cu el pe acei bărbați, curățindu-se împreună cu ei a doua zi, a intrat în templu, vestind împlinirea zilelor curățirii până când a fost adusă ofranda pentru fiecare din ei. Și când era să se împlinească cele 7 zile, iudeii din Asia, văzându-l în templu, au întărâtat toată mulțimea și au pus mâna pe el, strigând, bărbați israeliți, ajutați! Acesta este omul care învață pe toți pretutindeni împotriva poporului și a legii și a locului acestuia, încă și Elinia a adus în templu și a spurcat acest loc sfânt, căci ei văzuseră mai înainte cu el împreună în cetate pe Trofim din Efes, pe care socoteau că Pavel l-a adus în templu. Și s-a mișcat toată cetatea și poporul a alergat din toate părțile și, punând mâna pe Pavel, îl trăgeau afară din templu și îndată au închis porțile. Dar când căutau ei ca să-l omoare, a ajuns veste la comandantul cohortei că tot Ierusalimul s-a tulburat. Acela, luând îndată ostași și sutași, a alergat la ei, iar ei, văzând pe comandant și pe ostași, au încetat de a mai bate pe Pavel. Apropiindu-se atunci, comandantul a pus mâna pe el și a poruncit să fie legat cu 2 lanțuri și întreba cine este și ce a făcut. Iar unii strigau în mulțime una, alții altceva, și neputând să înțeleagă adevărul din cauza tulburării, a poruncit să fie dus în fortăreață. Când a ajuns la trepte, a trebuit de furia mulțimii să fie purtat de ostași, căci mergea după el mulțime de popor strigând, omoară-l! Și vrând să-l ducă în fortăreață, Pavel a zis comandantului, îmi este îngăduit să vorbesc ceva cu tine? Iar el a zis, știi grecește? Nu ești tu oare egipteanul care înainte de zilele acestea te-ai răsculat și ai scos în pustie pe cei 4.000 de bărbați răzvrătiți? Și a zis Pavel, eu sunt iudeu din Tarsul Ciliciei, cetățean al unei cetăți care nu este neînsemnată. Te rog, dă-mi voie să vorbesc către popor. Și dându-i se voie, Pavel, stând în picioare pe trepte, a făcut poporului semn cu mâna și, făcându-se mare tăcere, a vorbit în limba evrească, zicând. Capitolul 22. Bărbați, frați și părinți, ascultați acum apărarea mea față de voi. Și auzind că le vorbea în limba evrească, au făcut mai multă liniște și el le-a zis, eu sunt bărbat iudeu născut în Tarsul Ciliciei și crescut în cetatea aceasta, învățând la picioarele lui Gamaliel în chip amănunțit legea părintească, plin fiind de râvnă pentru Dumnezeu, precum și voi toți sunteți astăzi. Eu am prigonit până la moarte această cale, legând și dând la închisoare și bărbați și femei, precum mărturisește pentru mine și arhiereul și tot sfatul bătrânilor, de la care primim și scrisori către frați, mergeam la Damasc ca să-i aduc legați la Ierusalim și pe cei ce erau acolo spre a fi pedepsiți. Dar pe când mergeam eu și mă apropiam de Damasc, pe la amiază deodată o lumină puternică din cer m-a învăluit ca un fulger și am căzut la pământ și am auzit un glas zicându-mi, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Iar eu am răspuns, cine ești, Doamne? Zisa către mine, eu sunt Iisus Nazarineanul pe care tu-l prigonești. Iar cei ce erau cu mine au văzut lumina și s-au înfricoșat, dar glasul celui care îmi vorbea ei nu l-au auzit. Și am zis, ce să fac, Doamne? Iar Domnul a zis către mine, ridică-te și mergi în Damasc și acolo ți se va spune despre toate cele ce ți s-au rânduit să faci. Și pentru că nu mai vedeam, din cauza strălucirii acelei lumini am venit în Damasc, fiind dus de mână de către cei ce erau împreună cu mine,
Iar un oarecare Anania, bărbat evlavios după lege, mărturisit de toți iudeii care locuiau în Damasc, venind la mine și stând alături, mi-a zis: frate Saule, vezi iarăși. Și eu în ceasul acela l-am văzut, iar el a zis: Dumnezeul părinților noștri te-a ales de mai înainte pe tine, ca să cunoști voia lui și să vezi pe cel drept și să auzi glas din gura lui, că martor vei fi lui în fața tuturor oamenilor despre cele ce ai văzut și ai auzit. Și acum de ce zăbovești? Sculându-te, botează-te și spală-ți păcatele chemând numele lui. Și s-a întâmplat când m-am întors la Ierusalim și mă rugam în templu să fiu în extaz și să-l văd zicându-mi: grăbește-te și ieși în grabă din Ierusalim, pentru că nu vor primi mărturia ta despre mine. Și eu am zis: Doamne, ei știu că eu duceam la închisoare și băteam prin sinagogi pe cei care credeau în tine. Și când se vărsa sângele lui Ștefan, mucenicul tău, eram și eu de față și încuvințam uciderea lui și păzeam hainele celor care îl ucideau. Și a zis către mine: mergi, că eu te voi trimite departe la neamuri. Și l-au ascultat până la acest cuvânt și au ridicat glasul lor zicând: ia-l de pe pământ pe unul ca acesta, căci nu se cuvine ca el să mai trăiască. Și strigând ei și aruncând hainele și azvârlind pulbere în aer, comandantul a poruncit să-l ducă în fortăreață, spunând să-l ia la cercetare cu biciul, ca să cunoască pentru care pricină strigau așa împotriva lui. Și când l-au întins ca să-l biciuiască, Pavel a zis către sutașul care era de față: oare vă este îngăduit să biciuiți un cetățean roman și nejudecat? Și auzind sutașul, s-a dus la comandant să-i vestească, zicând: ce ai de gând să faci, că omul acesta este cetățean roman? Și venind la el, comandantul i-a zis: spune-mi, ești tu cetățean roman? Iar el a zis: da. Și a răspuns comandantul: eu am dobândit această cetățenie cu multă cheltuială. Iar Pavel a zis: eu însă m-am și născut. Deci cei ce erau gata să-l ia la cercetare s-au depărtat îndată de la el, iar comandantul s-a temut, aflând că el este cetățean roman și că a fost legat. Și a doua zi, voind să cunoască adevărul, pentru care era părât de iudei, l-a dezlegat și a poruncit să se adune arhierei și tot sinedriul, și aducând pe Pavel, l-a pus înaintea lor. Capitolul 23. Și Pavel, fixând sinedriul cu privire, a zis: bărbați, frați, eu cu bun cuget am viețuit înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Arhiereul Anania a poruncit celor ce ședeau lângă el să-l bată peste gură. Atunci Pavel a zis către el: te va bate Dumnezeu, perete văruit, și tu șezi să mă judești pe mine după lege și călcând legea poruncești să mă bată? Iar cei ce stăteau lângă el au zis: pe arhiereul lui Dumnezeu îl faci tu de ocară? Iar Pavel a zis: fraților, nu știam că este arhiereu, căci este scris pe mai marile poporului tău să nu-l vorbești de rău. Dar Pavel, știind că o parte erau saduchei și cealaltă farisei, a strigat în sinedriu: bărbați, frați, eu sunt fariseu, fiu de farisei, pentru nădejdea și învierea morților sunt eu judecat. Și grăind de la aceasta, între farisei și saduchei s-a iscat neînțelegere și mulțimea s-a dezbinat. Căci saducheii zic că nu este înviere nici înger, nici duh, iar fariseii mărturisesc și una și alta. Și s-a făcut mare strigare și, ridicându-se unii cărturari, din partea fariseilor se certau zicând: niciun rău nu găsim în acest om, iar dacă i-a vorbit lui un duh sau înger, să nu ne împotrivim lui Dumnezeu. Deci, făcându-se mare neînțelegere și temându-se comandantul ca Pavel să nu fie sfâșiat de ei, a poruncit ostașilor să se coboare și să-l smulgă din mijlocul lor și să-l ducă în fortăreață. Iar în noaptea următoare, arătându-i se Domnul, i-a zis: îndrăznește, Pavele, căci precum ai mărturisit cele despre mine la Ierusalim, așa trebuie să mărturisești și la Roma. Iar când s-a făcut ziua, iudeii, făcând sfat împotrivă-i, s-au legat cu blestem, zicând că nu vor mânca, nici nu vor bea, până ce nu vor ucide pe Pavel. Și cei ce făcuseră între ei acest jurământ erau mai mulți de 40, care, ducându-se la arhierei și la bătrâni, au zis: ne-am legat pe noi înșine cu blestem să nu gustăm nimic până ce nu vom ucide pe Pavel. Acum deci voi, împreună cu sinedriul,
Faceți-i cunoscut comandantului să-l coboare mâine la voi, ca având să cerceteze mai cu deamănuntul cele despre el, iar noi, înainte de a se apropia el, suntem gata să-l ucidem. Dar fiul surorii lui Pavel, auzind despre această uneltire, ducându-se și intrând în fortăreață, i-a vestit lui Pavel și, chemând Pavel pe unul din sutași, a zis: „Du pe tânărul acesta la comandant, că ce are să-i vestească ceva.” Iar el, luându-l, l-a dus la comandant și a zis: „Pavel, cel legat, chemându-mă, m-a rugat să aduc pe acest tânăr la tine, având să spună ceva.” Comandantul, luându-l de mână, s-a retras cu el la o parte și îl întreba: „Ce ai să-mi vestești?” Iar el a zis: „Iudeii s-au înțeles să te roage ca mâine să-l cobori pe Pavel la Sinedriu, ca având să cerceteze mai cu deamănântul despre el, dar tu să nu te încrezi în ei, căci dintre ei îl pândesc mai mult de 40 de bărbați care s-au legat cu blestem să nu mănânce, nici să bea până ce nu-l vor ucide. Și acum ei sunt gata, așteptând aprobarea ta.” Deci comandantul a dat drumul tânărului, poruncindu-i: „Nimănui să nu spui că mi-ai făcut cunoscute acestea.” Și chemând la sine pe doi dintre sutași, le-a zis: „Pregătiți de la ceasul al treilea din noapte 200 de ostași, 70 de călăreți și 200 de sulițași, ca să meargă până la Cezarea și să fie animale de călărie, ca punând pe Pavel să-l ducă teafăr la Felix, procuratorul, scriind o scrisoare având acest cuprins: Claudiu Lysias, prea puternicului procurator Felix, salutare. Pe acest bărbat prins de iudei și având să fie ucis de ei, mergând eu cu oaste, l-am scos aflând că este cetățean roman. Și vrând să știu pricina pentru care îl pârau, l-am coborât la sinedriul lor și am aflat că este pârât pentru întrebări din legea lor, dar fără să aibă vreo vină vrednică de moarte sau de lanțuri. Și vestindu-mi se că va să fie o cursă împotriva acestui bărbat din partea iudeilor, îndată l-am trimis la tine, poruncind și părâșilor să spună înaintea ta cele ce au asupra lui: fii sănătos.” Deci ostașii, luând pe Pavel precum li se poruncise, l-au adus noaptea la Antipatrida, iar a doua zi, lăsând pe călăreți să meargă cu el, s-au întors la fortăreață. Și ei, intrând în Cezarea și dând procuratorului scrisoare, i-au înfățișat și pe Pavel. Și citind procuratorul și întrebând din ce provincie este el și aflând că este din Cilicia, a zis: „Te voi asculta când vor veni și părâșii tăi.” Și a poruncit să fie păzit în pretoriul lui Irod. Capitolul 24. Iar după 5 zile s-a coborât arhiereul Anania cu câțiva bătrâni și cu un oarecare retor, Tertul, care s-au înfățișat procuratorului împotriva lui Pavel. Iar după ce l-au chemat pe Pavel, Tertul a început să-l învinuiască, zicând: „Prin tine dobândim multă pace și îndreptările făcute acestui neam, prin purtarea ta de grijă, totdeauna și pretutindeni le primim, prea puternice Felix, cu toată mulțumirea. Dar ca să nu te ostenezi mai mult, te rog să ne asculți pe scurt cu bunăvoința ta, căci am aflat pe omul acesta ca o ciumă și urzitor de răzvrătiri printre toți iudeii din lume, fiindcă petenia eresului nazarinenilor, care a încercat să pângărească și templu și pe care l-am prins și am voit să-l judecăm după legea noastră. Dar venind Lysias, comandantul l-a scos cu deasila din mâinile noastre, poruncind părâșilor lui să vină la tine. De la el vei putea, cercetând tu însuți, să cunoști toate învinuirile aduse de noi.” Iar iudeii împreună susțineau, zicând că acestea așa sunt. Și procuratorul, făcându-i semn să vorbească, Pavel a răspuns: „Fiindcă știu că de mulți ani ești judecător acestui neam, bucuros vorbesc pentru apărarea mea. Tu poți să afli că nu sunt mai mult decât 12 zile de când m-am suit la Ierusalim ca să mă închin, și nici în templu nu m-au găsit discutând cu cineva sau făcând tulburare în mulțime, nici în sinagogi, nici în cetate, nici nu pot să-ți dovedească cele ce spun acum împotriva mea. Și îți mărturisesc acesta, că așa mă închin Dumnezeului părinților mei, după învățătura pe care ei o numesc eres, și cred toate cele scrise în lege și în proroci, având nădejde în Dumnezeu pe care și aceștia înșiși o așteaptă,
că va să fie învierea morților și a dreptilor și a nedreptilor. Și într-o aceasta mă străduiesc și eu, ca să am totdeauna înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor un cuget neîntinat. După mulți ani am venit ca să aduc neamului meu milostenii și prinoase, când niște iudei din Asia m-au găsit curățit în templu, dar nu cu mulțime, nici cu vâlceavă. Aceia trebuiau să fie de față înaintea ta și să mă învinuiască dacă aveau ceva împotriva mea, sau chiar aceștia să spună ce nedreptate mi-au găsit când am stat înaintea Sinedriului, decât numai pentru acest singur cuvânt pe care l-am strigat stând între ei, că pentru învierea morților sunt eu astăzi judecat de voi. Și Felix, auzind acestea, i-a amânat, cunoscând destul de bine cele privitoare la învățătura creștină, zicând: când se va coborî comandantul Lisias, voi hotărî asupra celora ale voastre. Și a poruncit sutașului să țină pe Pavel sub pază, dar să-i lase tihnă și să nu oprească pe nimeni dintre ai lui, ca să vină să-i slujească. Iar după câteva zile, Felix, venind cu Drusila, femeia lui, care era din neamul iudeilor, a trimis să cheme pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Și vorbind de el despre dreptate și despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix s-a înfricoșat și a răspuns: acum mergi și când voi găsi timp potrivit, te voi mai chema. Și în același timp el nădăjduia că îi se vor da bani de către Pavel, de aceea și mai des trimițând să-l cheme, vorbea cu el. Dar când s-au împlinit 2 ani în locul lui Felix, a urmat Porcius Festus și, voind să le fie iudeilor pe plac, Felix a lăsat pe Pavel legat. Capitolul 25. Deci Festus, trecând în ținutul său, după 3 zile s-a suit de la Cezarea la Ierusalim, și arhierei și fruntașii iudeilor i s-au înfățișat cu învinuiri împotriva lui Pavel și îl rugau, cerându-i ca o favoare asupra lui să fie trimis la Ierusalim, pregătind cursă ca să-l ucidă pe drum. Dar Festus a răspuns că Pavel e păzit în Cezarea și că el însuși avea să plece în curând. Deci a zis el: cei dintre voi care pot să se coboare cu mine și dacă este ceva rău în acest bărbat, să-l învinovățească. Și rămânând la ei nu mai mult de 8 sau 10 zile, s-au coborât în Cezarea, iar a doua zi, șezând la judecată, a poruncit să fie adus Pavel. Și venind el, iudeii coborâți din Ierusalim l-au înconjurat, aducând împotriva lui multe și grele învinuiri pe care nu puteau să le dovedească. Iar Pavel se apăra: n-am greșit cu nimic nici față de legea iudeilor, nici față de templu, nici față de Cezarul. Iar Festus, voind să facă plăcere iudeilor, răspunzând lui Pavel, a zis: vrei să mergi la Ierusalim și acolo să fii judecat înaintea mea pentru acestea? Dar Pavel a zis: stau la judecata Cezarului, unde trebuie să fiu judecat. Iudeilor nu le-am făcut niciun rău, precum mai bine știi și tu. Dar dacă fac nedreptate și am săvârșit ceva vrednic de moarte, nu mă feresc de moarte. Dacă însă nu este nimic din cele de care ei mă învinuiesc, nimeni nu poate să mă dăruiască lor, cer să fiu judecat de Cezarul. Atunci Festus, vorbind cu sfatul său, a răspuns: ai cerut să fii judecat de Cezarul, la Cezarul te vei duce. Și după ce au trecut câteva zile, regele Agripa și Berenice au sosit la Cezarea ca să salute pe Festus. Și rămânând acolo mai multe zile, Festus a vorbit regelui despre Pavel, zicând: este aici un bărbat lăsat legat de Felix, în privința căruia, când am fost în Ierusalim, mi s-au înfățișat arhierei și bătrânii iudeilor cerând osândirea lui. Eu le-am răspuns că romanii n-au obiceiul să dea pe vreun om la pierzare înainte ca cel învinuit să aibă de față pe părâșii lui și să aibă putința să se apere pentru vina sa. Adunându-se de cei aici și nefăcând eu nicio amânare, a doua zi am stat la judecată și am poruncit să fie adus bărbatul. Dar părâșii care s-au ridicat împotriva lui nu i-au adus nicio învinuire dintre cele rele pe care le bănuiam eu, ci aveau cu el niște neînțelegeri cu privire la religia lor și la un oarecare Iisus mort, de care Pavel zicea că trăiește. Și nedumerindu-mă cu privire la cercetarea acestor lucruri
L-am întrebat dacă voiește să meargă la Ierusalim și să fie judecat acolo pentru acestea, dar Pavel, cerând să fie reținut pentru judecata cezarului, am poruncit să fie ținut până ce îl voi trimite la cezarul. Iar Agripa a zis către Festus, aș vrea să aud și eu pe acest om, iar el a zis, mâine îl vei auzi. Deci a doua zi, Agripa și Berenice, venind cu mare alai și intrând în sala de judecată, împreună cu tribunii și cu bărbații cei mai de frunte ai cetății, Festus a dat poruncă să fie adus Pavel și a zis Festus, Rege Agripa și voi, toți bărbații care sunteți cu noi de față, vedeți pe acela pentru care toată mulțimea iudeilor a venit la mine și în Ierusalim și aici, strigând că el nu trebuie să mai trăiască, iar eu am înțeles că n-a făcut nimic vrednic de moarte, iar el însuși cerând să fie judecat de cezarul, am hotărât să-l trimit. Dar ceva sigur să scriu stăpânului despre el nu am. De aceea l-am adus înaintea voastră și mai ales înaintea ta, Rege Agripa, ca după ce va fi cercetat să am ce să scriu, căci mi se pare nepotrivit să-l trimit legat fără să arăt învinuirile ce îi se aduc. Capitolul 26. Agripa a zis către Pavel, îți este îngăduit să vorbești pentru tine. Atunci Pavel, întinzând mâna, se apăra, mă socotesc fericit, o, Rege Agripa, că astăzi înaintea ta pot să mă apăr de toate câte mă învinuiesc iudeii, mai ales pentru că tu cunoști toate obiceiurile și neînțelegerile iudeilor, de aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Viețuirea mea din tinerețe, cum a fost ea de la început în poporul meu și în Ierusalim, o știu toți iudeii. Dacă vor să dea mărturie, ei știu despre mine de mult că am trăit ca fariseu în tacma cea mai riguroasă a religiei noastre și acum stau la judecată pentru nădejdea făgăduinței făcute de Dumnezeu către părinții noștri și la care cele 12 seminții ale noastre, slujind lui Dumnezeu, fără încetare, zi și noapte, nădăjduiesc să ajungă. Pentru nădejdea aceasta, o, Rege Agripa, sunt părât de iudei. De ce se socotește la voi lucru de necrezut că Dumnezeu înviază pe cei morți? Eu unul am socotit în sinea mea că față de numele lui Iisus Nazarineanul trebuia să fac multe împotrivă, ceea ce am și făcut în Ierusalim și pe mulți dintre sfinți i-am închis în temnițe, cu puterea pe care o luasem de la arhierei, iar când erau dați la moarte, mi-am dat și eu încuvințarea și îi pedepseam adesea prin toate sinagogile și sileam să culească, și mult înfuriindu-mă împotriva lor, îi urmăream până și prin cetățile de din afară, și în felul acesta, mergând și la Damasc cu putere și cu însărcinare de la arhierei, am văzut o rege la miază în calea mea, o lumină din cer mai puternică decât strălucirea soarelui, strălucind împrejurul meu și a celor ce mergeau împreună cu mine. Și noi toți căzând la pământ, eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evrească, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Greu ți este să lovești înțepușă cu piciorul. Iar eu am zis, cine ești, Doamne? Iar Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești, dar scoală-te și stai pe picioarele tale, căci spre aceasta m-am arătat ție ca să te rânduiesc slujitor și martor și al celor ce ai văzut și al celor întru care mă voi arăta ție. Alegându-te pe tine din popor și din neamurile la care te trimit, să le deschizi ochii ca să se întoarcă de la întuneric la lumină și de la stăpânirea lui Satan la Dumnezeu ca să ia iertarea păcatelor și parte cu cei ce s-au sfințit prin credința mine. Drept aceea, Rege Agripa, n-am fost neascultător cerești arătări, ci mai întâi celor din Damasc și din Ierusalim și din toată țara iudeii și neamurilor le-am vestit să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu, făcând lucruri vrednice de pocăință. Pentru acestea iudeii, prinzându-mă în templu, încercau să mă ucidă, dobândind deci ajutorul de la Dumnezeu, am stat până în ziua aceasta mărturisind la mic și la mare, fără să spun nimic decât ceea ce și prorocii și Moise au spus că va să fie, că Hristos avea să pătimească și să fie cel din tâi înviat din morți și să vestească lumină și poporului și neamurilor. Și acestea, grăind el într-o apărarea sa, i-a zis Festus cu glas mare,
Pavel, ești nebun? Învățătura ta cea multă te duce la nebunie. Iar Pavel a zis, nu sunt nebun prea puternice, Festus, ci grăiesc cuvintele adevărului și ale înțelepciunii. Regele știe despre acestea și în fața lui vorbesc fără sfială, fiind încredințat că nimic nu i-a rămas ascuns, pentru că aceasta nu s-a întâmplat într-un ungher. Crezi tu, rege Agripa, în proroci? Știu că crezi. Iar Agripa a zis către Pavel, cu puțin de nu mă îndupleci să mă fac și eu creștin. Iar Pavel a zis, ori cu puțin, ori cu mult, eu m-aș ruga lui Dumnezeu, ca nu numai tu, ci și toți care mă ascultă astăzi să fie așa cum sunt și eu, afară de aceste lanțuri. Și s-a ridicat și regele și guvernatorul și Berenice și cei care ședeau împreună cu ei și plecând vorbeau unii cu alții zicând, omul acesta n-a făcut nimic vrenii de moarte sau de lanțuri. Iar Agripa a zis lui Festus, acest om putea să fie lăsat liber dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezarul. Capitolul 27. Iar după ce s-au hotărât să plecăm pe apă în Italia, au dat în primire pe Pavel și pe alți câțiva legați unui sutaș cu numele Iuliu din cohorta Augusta. Și întorcându-se pe o corabie de la Adramit, care avea să treacă prin locurile de pe coasta Asiei, am plecat și era cu noi Aristarh macedonean din Tesalonic. Și a doua zi am ajuns la Sidon, Iuliu purtându-se față de Pavel cu omenie, i-a dat voie să se ducă la prieteni ca să primească purtarea lor de grijă. Și plecând de acolo am plutit pe lângă Cipru, pentru că vânturile erau împotrivă și străbătând marea Ciliciei și a Pamfiliei, am sosit la Miraliciei. Și găsind sutașul acolo o corabie din Alexandria, plutind spre Italia, ne-a suit în ea. Și multe zile plutind cu încetineală, abia am ajuns în dreptul Cnidului și fiindcă vântul nu ne slăbea, am plutit pe sub Creta, pe lângă Salmone. Și abia trecând noi pe lângă ea, am ajuns într-un loc numit Limanuri Bune, de care era aproape orașul Lasea. Și trecând multă vreme și plutirea fiind periculoasă, fiindcă trecuse și postul sărbătorii ispășirii care se ținea la evrei toamna, Pavel îi îndemna zicându-le, bărbaților, văd că plutirea va să fie cu necaz și cu multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, ci și pentru sufletele noastre. Iar sutașul se încredea mai mult în cârmaci și în stăpânul corabiei decât în cele spuse de Pavel. Și limanul nefiind bun de iernat, cei mai mulți dintre ei au dat sfatul să plecăm de acolo și dacă s-ar putea să ajungem și să iernăm la Phoenix, un port al Cretei deschis spre vântul de miază zi apus și spre vântul de miază noapte apus. Și suflând ușor un vânt de miază zi și crezând că sunt în stare să-și împlinească gândul, ridicând ancora, pluteau cât mai aproape de Creta. Și nu după multă vreme s-a pornit asupra ei un vânt puternic numit Euroclidon, dinspre miază noapte răsărit, și smulgând corabia, iar ea neputând să meargă împotriva vântului, ne-am lăsat duși în voia lui. Și trecând pe lângă o insulă mică numită Clauda, cu greu am putut să fim stăpâni pe corabie, și după ce au ridicat-o, au folosit unelte ajutătoare încingând corabia pe dedesubt și temându-se să nu cadă în sirta, au lăsat pânzele jos și erau duși așa. Și fiind tare loviți de furtună, în ziua următoare au aruncat încărcătura și a treia zi cu mâinile lor au aruncat uneltele corabiei. Și nearătându-se nici soarele, nici stelele timp de mai multe zile și amenințând furtună mare, ni se luase orice nădejde de scăpare. Și fiindcă nu mâncaseră de mult, Pavel, stând în mijlocul lor, le-a zis, trebuiau, o bărbaților, ca ascultându-mă pe mine, să nu fi plecat din Creta și n-ați fi îndurat nici primejdea aceasta, nici paguba aceasta. Dar acum vă îndemn să aveți voie bună, căci niciun suflet dintre voi nu va pieri, ci numai corabia. Căci mi-a apărut în noaptea aceasta un înger al Dumnezeului, al căruia eu sunt și căruia mă închin zicând, nu te teme, Pavele, trebuie să stai înaintea Cezarului și iată, Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce sunt în corabie cu tine.
De aceea, bărbaților, aveți curaj, căci am încredere în Dumnezeu că așa va fi după cum mi s-a spus și trebuie să ajungem pe o insulă. Și când a fost a 14-a noapte de când eram purtați încoace și încolo, pe Adriatica, pe la miezul nopții corăbierii au presimțit că se apropie de un țărm și aruncând măsurătoarea în jos au găsit 20 de stânjeni și trecând puțin mai departe și măsurând iarăși au găsit 15 stânjeni și temându-se ca nu cumva să nimerim pe locuri stâncoase, au aruncat 4 ancore de la partea din urma corăbiei și doreau să se facă ziua. Dar corăbierii căutau să fugă din corabie și au coborât luntrea mare, sub motiv că vor să întindă și ancorele de la partea dinainte. Pavel a spus sutașului și ostașilor, dacă aceștia nu rămân în corabie, voi nu puteți să scăpați. Atunci ostașii au tăiat funile luntre și au lăsat-o să cadă. Iar până să se facă ziua, Pavel îi ruga pe toți să mănânce zicându-le, 14 zile sunt azi de când n-ați mâncat, așteptând și nimic gustând. De aceea vă rog să mâncați, căci aceasta este spre scăparea voastră, că niciunuia din voi un fir de păr din cap nu-i va pieri. Și zicând acestea și luând pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor și frângând a început să mănânce. Și devenind toți voioși, au luat și ei și au mâncat. Și eram în corabie de toți 276 de suflete. Și săturându-se de bucate, au ușurat corabia, aruncând grâul în mare, și când s-a făcut ziua, ei n-au cunoscut pământul, dar au zărit un sân de mare, având țărm nisipos în care voiau, dacă ar putea să scoată corabia. Și desfăcând ancorile, le-au lăsat în mare, slăbind totodată funile cârmelor, și ridicând pânza din frunte, în bătaia vântului se îndreptau spre țărm. Și căzând pe un dâmp de nisip, au înțepenit corabia și partea dinainte, înfigându-se, stătea neclintită, iar partea dinapoi se sfărâma de puterea valurilor. Iar ostașii au făcut față o moare pe cei legați ca să nu scape vreunul înotând. Dar sutașul, voind să ferească pe Pavel, i-a împiedicat de la gândul lor și a poruncit ca aceia care pot să nuate, aruncându-se cei din tâi să iasă la uscat, iar ceilalți care pe scânduri, care pe câte ceva de la corabie, și așa au ajuns cu toții să scape la uscat. Capitolul 28. Și după ce am scăpat, am aflat că insula se numește Malta, iar locuitorii ei ne arătau o deosebită omenie, căci aprinzând foc ne-au luat pe toți la ei din pricina ploii care era și a frigului. Și strângând Pavel grămadă de găteje și punându-le pe foc, o viperă a ieșit de căldură și s-a prins de mâna lui. Și când locuitorii au văzut vipera atârnând de mâna lui, ziceau unii către alții, desigur că ucigaș este omul acesta, pe care dreptatea nu l-a lăsat să trăiască, deși a scăpat din mare. Deci el, scuturând vipera în foc, n-a pătimit niciun rău, iar ei așteptau ca el să se umfle sau să cadă deodată mort. Dar așteptând ei mult și văzând că nu îi se întâmplă nimic rău, și-au schimbat gândul și ziceau că el este un zeu. Și împrejurul acelui loc erau țarinile căpeteniei insulei Publius, care primindu-ne ne-a găzduit prietenos 3 zile. Și s-a întâmplat că tatălui Publius zăcea în pat, cuprins de friguri și de urdinarie cu sânge, la care, intrând Pavel și rugându-se, și-a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Și întâmplându-se aceasta, veneau la el și ceilalți din insulă care aveau boli și se vindecau. Și aceștia ne-au cinstit mult și când am plecat, ne-au pus la îndemână cele de trebuință. După 3 luni am pornit cu o corabie din Alexandria care iernase în insulă și care avea pe ea semnul Dioscurilor. Și ajungând la Siracuza, am rămas acolo 3 zile, de unde înconjurând am sosit la Regium și după o zi, suflând vânt de miază zi, am ajuns la Puteoli în cealaltă zi. Găsind acolo frații, am fost rugați să rămânem la ei 7 zile și așa am venit la Roma. Și de acolo, auzind frații cele despre noi, au venit într-o întâmpinare a noastră până la forul lui Apius și la 3 taverne,
pe care, văzându-i, Pavel a mulțumit lui Dumnezeu și s-a îmbărbătat. Iar când am intrat în Roma, sutașul a predat pe cei legați comandantului taberei, iar lui Pavel i s-a îngăduit să locuiască aparte cu ostașul care îl păzea. Și după 3 zile Pavel a chemat la el pe cei care erau fruntași iudeilor și, adunându-se, zicea către ei: bărbați, frați, deși eu n-am făcut nimic împotriva poporului nostru sau a datinilor părintești, am fost predat de la Ierusalim în mâinile romanilor. Aceștia, după ce m-au cercetat, voiau să-mi dea drumul, fiindcă nu era în mine nicio vină vrednică de moarte. Dar iudeii, împotrivindu-mi se, am fost nevoit să cer să fiu judecat de cezarul, dar nu că aș avea de adus vreo pâră neamului meu. Deci pentru această cauză v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi, căci pentru nădejdea lui Israel mă aflu eu în acest lanț. Iar ei au zis către el: noi n-am primit din Iudeia nici scrisori despre tine, nici nu a venit cineva dintre frați ca să ne vestească sau să ne vorbească ceva rău despre tine, dar dorim să auzim de la tine cele ce gândești, căci despre restul acesta ne este cunoscut că pretutindeni îi se stă împotrivă. Deci rânduindu-i o zi, au venit la el la gazdă mai mulți și de dimineață până seara el le vorbea, dând mărturie despre împărăția lui Dumnezeu, căutând să-i încredințeze despre Iisus din legea lui Moise și din proroci. Și unii credeau celor spuse, iar alții nu credeau. Și neînțelegându-se unii cu alții, au plecat zicând Pavel în cuvânt că bine a vorbit Duhul Sfânt prin Isaia prorocul către părinții noștri, când a zis: mergi la poporul acesta și zi, cu auzul veți auzi și nu veți înțelege, și uitându-vă veți privi, dar nu veți vedea, căci inima acestui popor s-a învârtoșat și cu urechile greu au auzit și cu ochii lor și au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile și cu inima să înțeleagă și să se întoarcă și eu să-i vindec. Deci cunoscut să vă fie vouă că această mântuire a lui Dumnezeu s-a trimis neamurilor și ele vor asculta. Și după ce a zis el acestea, iudeii au plecat având între ei mare neînțelegere, iar Pavel a rămas 2 ani întregi în casa luată de el cu chirie și primea pe toți care veneau la el, propovăduind împărăția lui Dumnezeu și învățând cele despre Domnul Iisus Hristos cu toată îndrăzneala și fără nici o piedică. Pomeniți-mă și pe mine în rugăciunile voastre, Alexandru.